Vă invităm să ascultați cartea lui Filip Iansei, Iisus pe care nu l-am cunoscut. Prima dată am făcut cunoștință cu Iisus când eram copil. În anii în care cântam la școala duminicală, Iisus mă iubește. Mă rugam seara la culcare, Doamne Iisuse drag, și îi urmăream pe învățătorii de la clubul biblic, cum mișcau pe flanelograf figurile decupate. Îl asociam pe Iisus cu Cool Aid, un supererou din benzile desenate, cu biscuiți înveliți în zahăr și ornați cu steluții aurii pe care îi primeam drept răsplată pentru numărul mare de prezențe. Îmi amintesc mai cu seamă o imagine de la școala duminicală, o pictură în ulei agățată pe un perete. În pictura aceea, Isus avea părul lung, unduindu-i pe umeri și era cu totul altfel decât oricare dintre bărbații pe care îi cunoșteam. Era slab la față și frumos, cu pielea ca de ceară și albă ca laptele, Purtau o mantie stacojie, iar pictorul se străduise să redea jocul de lumini de pe falduri. Pe brațe Iisus legăna un mielușel fundat în somn. Îmi imaginam că în locul mielușelului eram eu și mă simțeam binecuvântat mai presus de orice închipuire. De curând am citit o carte scrisă de Charles Dickens la vârsta senectuții, o carte în care celebrul scriitor dorea să lase copiilor săi un scurt istoric al vieții lui Isus. În ea portretul cristic seamănă cu acela al unei guvernante, cum se cade, din epoca victoriană, care îi mângâie ușurel pe crește, pe băieți și pe fetițe, dându-le povețe de felul Copii, trebuie să vă purtați frumos cu mămica și cu tăticu. Brusc mi-am amintit de imaginea lui Isus cu care crescusem la școala dominicală, un om plin de bunătate, gata oricând să-ți alunge orice temeri, fără pic de asprime, un fel de Mr. Rogers, un protagonist al unui serial TV lansat în anii 50, O întruchipare a bunătății, un model pentru generații întregi de copii americani. În anii copilăriei mă simțeam deosebit de mângâiat în preajma lui. Mai târziu, la colegiul biblic, am întâlnit o imagine diferită a lui Isus. O pictură foarte cunoscută în acea perioadă îl înfățișa pe Isus cu brațele întinse, suspendat în stilul lui Salvator Dali deasupra sediului ONU din New York. Era un Isus cosmic, un Isus în care își aveau rădăcina toate lucrurile, punctul fix dintr-o lume aflată în continuă mișcare. Această figură mondială era foarte diferită de păstorul cu mielul în brațe din vremea copilăriei. Și totuși, studenții vorbeau despre acel Isus cosmic cu o intimitate uimitoare. La facultate eram îndemnați insistent să dezvoltăm o relație personală cu Isus Hristos iar la serviciile de capelă, imnurile pe care le cântam exprimau în termeni foarte familiari dragostea noastră pentru el. Un astfel de cântec vorbea despre o plimbare alături de el printr-o grădină cu trandafiri încă plin de rouă. Existau și studenți care vorbeau despre credința lor folosind cu mare dezvoltură expresii de genul Domnul mi-a spus. În perioada petrecută acolo, credința mea se afla într-un soi de așteptare sceptică eram circunspect, confuz, frământat de întrebări. Privind în urmă la anii de colegiu biblic, îmi dau seama că, în ciuda oricăror apropieri devoționale, am ajuns să îl simt pe Isus tot mai departe. Pentru mine, el devenise obiectul unei cercetări minuțioase. Știam pe din afară toate cele 34 de miracole relatate în Evanghelii, dar n-am simțit, la nivelul vieții mele interioare, impactul niciunuia dintre ele. Împreună cu colegii mei am memorat fericirile și totuși niciunul dintre noi, și în special eu, nu era în stare să deslușească înțelesul acelor afirmații tainice cuprinse în ele, dar mite să le pună în practică. Ceva mai târziu, deceniul 6 al secolului 20, care de fapt pe mine, ca și pe marea majoritate a credincioșilor, m-a prins la începutul anilor 70, a pus totul sub semnul întrebării. Nebunii pentru Isus, expresia din limba engleză este Jesus Freaks, ea desemnându-i pe membrii unei mișcări radicale apărute în mediile creștine americane în anii 60, expresia este folosită astăzi și într-un sens mai larg, nu neapărat cu referire la reprezentanții acestei mișcări, Termenul însuși ar fi fost considerat paradoxal pentru liniștiția ani 50, deci nebunii pentru Isus au apărut brusc pe scenă ca și cum ar fi fost aduși de extraterestri. Urmașii lui Isus nu mai erau acum reprezentanții scrobiți și spilcuiți ai clasei de mijloc. Unii erau adevărați revoluționari, cu o înfățișare neîngrijită, cu pletele în vânt. Teologii liberale au început să afișeze postere, înfățișându-l pe Isus într-un trio alături de Fidel Castro și Che Guevara. Dintr-o dată mi-am dat seama că practic toate portretizările lui Isus, inclusiv imaginea bunului păstor de la școala duminicală și cea de la sediul ONU din vremea colegiului biblic, îl reprezentau purtând mustață și barbă, ambele strict interzise la colegiu. Mă trezeam asaltat acum de întrebări pe care nu mi le pusesem în copilărie. De exemplu, cum fusese cu putință ca un om să fie crucificat doar pentru că le spunea oamenilor să se poarte frumos unii cu alții? Oare ce guvern i-ar executa pe Mister Rogers sau pe Captain Kangaroo, eroul unui serial TV pentru copii care s-a difuzat timp de aproape patru decenii, începând din 1955? Thomas Paine spunea că nicio religie nu este venită de la Dumnezeu atâta timp cât conține vreo doctrină care lezează sensibilitatea unui copilaș. Oare doctrina crucii ar fi trecut acel test? În 1971 am văzut pentru prima dată filmul The Gospel According to St. Matthew, Evanghelia după Matei, realizat de regizorul italian Pier Paolo Pasolini. Filmul a scandalizat nu doar mediile religioase, care de abia l-au recunoscut pe Isus în personajul de pe ecran, ci și întreaga lume a filmului, în care Pasolini era cunoscut drept homosexual și marxist declarat. Pasolini, în mod absolut ironic, a dedicat filmul Pape Ioan al XIII-lea, cel care a explicat regizorul se făcea responsabil în mod indirect pentru creația sa. Prins într-un blocaj de trafic în timpul unei vizite papale la Florența, Pasolini s-a retras într-o cameră de hotel unde plictisit a luat de pe noptieră un nou testament și a citit Evanghelia după Matei. A fost atât de răscolit de ceea ce a descoperit în acele pagini, încât s-a hotărât să facă un film, folosind drept replici chiar cuvinte din Evanghelia după Matei. Pelicula lui Pasolini surprinde foarte bine reconstituirea imaginii lui Isus din timpul anilor 60. Turnat în sudul Italiei, cu un buget extrem de modest, filmul evocă nuanțe de alb, cavarul și cenușiu prăfuit, ceva din ambianța Palestinei din vremea lui Isus. Fariseii poartă pe cap niște filacterii foarte înalte, iar soldații lui Rod aduc ușor cu escadroanele fasciste. Ucenicii se poartă ca niște recruți zgomotoși și lipsiți de experiență. Isus însă, cu privirea sigură și cu o extraordinară forță de pătrundere, pare a fi neînfricat. Atât pildele, cât și celelalte spuse ale sale, sunt lansate sub forma unor expresii laconice aruncate peste umăr, în timp ce aleargă mereu dintr-un loc în altul. Impactul produs de filmul lui Pasolini poate fi înțeles doar de către cei care și-au trăit anii adolescenței în perioada aceea tumultoasă. Filmul a redus la tăcere mulțimile baljocoritoare din sălile de cinematograf. Tinerii radicali au înțeles atunci că nu erau ei primii care proclamau un mesaj virulent împotriva materialismului și a ipocriziei, promovând în același timp pacea și iubirea. În ce mă privește, filmul m-a obligat la o serioasă reconsiderare a imaginii lui Isus. Cât privește înfățișarea lui, Isus aducea mai mult cu indivizi care ar fi fost dați afară de la colegiul biblic și respinși de majoritatea bisericilor. Printre contemporanii săi și-a câștigat oarecum reputația de băutor de vin și de mâncăcios. Autoritățile, fie ele religioase sau politice, vedeau în el un instigator, unul care tulbura liniștea. Isus vorbea și acționa ca un revoluționar, desconsiderând renumele, familia, proprietatea, precum și alte evidențe tradiționale ale succesului. Nu puteam trece cu vederea faptul că toate cuvintele din filmul lui Pasolini fusese răluate din Evanghelia după Matei și că totuși, în mod evident, mesajul lor nu se potrivea deloc cu imaginea mea anterioară cu privire la Isus. Cam în aceeași perioadă, un tânăr pe nume Bill Millican, care lucra la Young Life, își întemeiase o comunitate într-un cartier din centrul vechi al orașului, a scris So Long, Sweet Jesus, Rămas Bun, Iisus Iubit. Titlul acelei cărți dădea glas schimbării ce se producea înăuntrul meu. Tot atunci am fost angajat ca redactor la revista Campus Life, publicația oficială a organizației Youth for Christ, Tineri pentru Hristos. Dar, în definitiv... Cine a fost acest Hristos? Mă întrebam. În timp ce scriam despre persoana lui Isus și lucrarea lui, simțeam cum începea să mă cuprindă un duh de îndoială. Crezi într-adevăr ceea ce scrii sau susții pur și simplu linia partidului, crezând ceea ce ești plătit să crezi? Te-ai dat cu conservatorii și cu cei pentru care lucrurile sunt cât se poate declare, una din versiunile moderne ale grupurilor care se simțeau amenințate de Isus? Ori de câte ori era cu putință, evitam să scriu despre Isus în mod direct. Azi dimineață, când am deschis calculatorul, Microsoft Windows a afișat data, admițând implicit că, indiferent de ce am crede noi, nașterea lui Isus a fost atât de importantă încât a împărțit istoria în două. Tot ceea ce s-a întâmplat vreodată pe planeta noastră s-a întâmplat într-una din cele două perioade, ori înainte, ori după Hristos, Richard Nixon a fost cuprins de entuziasm în 1969, când astronauții de pe Apollo au pus pentru prima dată piciorul pe lună. E cea mai importantă zi de la creație încoace, a afirmat cu mândrie președintele, moment în care Billy Graham i-a mintit la modul cel mai serios de Crăciun și de Paște. Și Billy Graham avea dreptate, indiferent de reperele istorice luate în calcul. Galileanul acesta, care în tot timpul vieții sale a vorbit cu mai puțini oameni decât se adună pe un stadion la un serviciu de evangelizare unde predică Billy Graham, a schimbat lumea mai mult decât oricare alt om. El a introdus în istorie un nou câmp de forță, iar acum o treime din locuitorii pământului îi sunt credincioși. Astăzi oamenii au ajuns până și să înjure folosind numele lui Isus încercați să vă imaginați cum ar suna ca un om de afaceri să strige Thomas Jefferson când ratează o lovitură de golf sau un instalator să urle Mahatma Gandhi când își dă peste degete cu cheia franceză. Nu e echip să scăpăm de acest Isus după mai mult de 1900 de ani, spunea H. G. Wells, un istoric ca mine, care nici măcar nu se pretinde creștin, descoperă că imaginea se focalizează în mod irezistibil asupra vieții și caracterului acestui om de o însemnătate crucială. Istoricul evaluează importanța unui individ, pornind de la întrebarea ce anume a lăsat în urma sa. I-a determinat El pe oameni să înceapă să gândească dintr-o perspectivă nouă, cu o vigoare care a persistat și după ce El nu a mai fost? Aplicând acest test, Isus este pe primul loc. Am încheiat citatul. Pot să aproximez dimensiunile unui vapor care a trecut și a ieșit din raza de vizibilitate, după urma pe care a lăsat-o în apă. Și totuși, eu nu scriu o carte despre Isus, pentru că Isus a fost un om important care a schimbat istoria. Nu mă tentează să scriu despre Iulius Cezar sau despre împăratul Chinei care a construit Marele Zid. Mă simt atras în mod irezistibil de Isus, pentru că El reprezintă punctul care împarte în două viața, viața mea. Mesajul său este, pe oricine mă, mă mărturisește înaintea oamenilor, pe același fiul omului îl va mărturisi înaintea îngerilor. După cum spune Isus, de ceea ce cred despre El și de felul în care mă raportez la El, depinde de destinul meu veșnic. Uneori accept această afirmație tranșantă a lui Isus, fără să pun întrebări. Mărturisesc însă că alteori mă întreb în ce fel este afectată viața mea de ceea ce a făcut și spus acest om acum 2000 de ani într-un loc numit Galileea. Pot oare să rezolv această tensiune interioară dintre îndoială și iubire? Tind să folosesc scrisul ca pe un mijloc de a-mi înfrunta propriile îndoieli. Titlurile unora dintre cărțile mele, unde este Dumnezeu când sufăr sau dezamăgit de Dumnezeu, mă dau de gol. Continu să mă întorc mereu și mereu la aceleași întrebări, ca și cum aș zgândări o rană veche care nu se vindecă niciodată de tot. Îi pasă lui Dumnezeu de suferințele de aici, de pe pământ? Contăm noi, într-adevăr, în ochii lui Dumnezeu? Mi s-a întâmplat odată să rămân izolat din cauza zăpezii, vreme de două săptămâni, într-o cabană de munte din Colorado. Toate drumurile erau blocate din cauza viscolului și, într-o câtva asemănător cu întâmplarea trăită de Pasolini, nu aveam altceva de făcut decât să citesc Biblia. Am început să citesc pe îndelete, pagină cu pagină. În Vechiul Testament am descoperit că mă identificam cu acei oameni care au stat curajoși la dispoziția lui Dumnezeu. Moise, Iov, Ieremia, Habacuc, psalmiștii. Pe măsură ce citeam, aveam sentimentul că urmăresc o piesă de teatru în care personajele erau oameni care jucau pe scenă propria viață, cu biruințe mici și tragedii imense, strigând în răstimpuri către un director de scenă nevăzut, habar n-ai cum e viața aici jos. Iov a fost cel mai îndrăzneț, acuzându-l pe Dumnezeu în față. Oare ai ochi de carne sau vezi cum vede un om? Auzeam destul de des ecoul unui glas tunând de departe, din afara scenei, de după cortină. Așa e, dar nici tu nu știi cum e aici în spate, în culise, răspundea vocea aceea lui Moise, profeților și cel mai clar lui Iov. În clipa însă în care am ajuns la Evanghelii, glasurile acuzatoare au amuțit. Dumnezeu a descoperit, dacă mi-a îngăduit un astfel de limbaj, limitările impuse de viața de petera. Isus a cunoscut el însuși durerea într-o viață scurtă și si plină de necazuri, nu departe de câmpiile albite de Colb, unde se tânguise îndurerat Iov. Printre multele motive ale întrupării, unul, cu siguranță, a fost acela de a răspunde acuzației lui Iov. Tu ai ochi de carne? Și si astfel, pentru o vreme, Dumnezeu a avut astfel de ochi. Uneori îmi zic de aș putea auzi și eu acel glas din mijlocul furtunii și dacă în tocmai ca Iov aș putea să am și eu o discuție cu Dumnezeu însuși. Poate că tocmai de aceea mi-am propus să scriu despre Isus, pentru că Dumnezeu nu e mut. Cuvântul a vorbit nu din mijlocul vijeliei și furtunii, ci prin gura unui evreu din Palestina. Prin Isus, Dumnezeu s-a așezat pe masa de disecție, întins în poziție de crucificare, pentru a fi cercetat de toți scepticii care au trăit vreodată, printre care mă număr și eu. Ce crezi tu despre Hristos? Pentru mine e chiar pe dos. tu l vezi cu nasul mare și încovoiat? Eu zic că e cârn, ca mine, nu m-am înșelat. Biblia o cercetăm zi și noapte amândoi, dar cei pentru mine alb e negru în ochii tăi. Gândindu-mă la Isus, îmi vine în minte o analogie pe care o făcea Karl Bart. Un om stă la fereastră privind afară în stradă. Afară oamenii își pun mâinile streașină la ochi și privesc spre cer. Din cauza unei părți a clădirii mai ieșite în afară, omul nu-și poate da seama la ce anume privesc toți ceilalți. Noi care trăim după 2000 de ani de la venirea lui Isus, avem o perspectivă, sau mai bine zis o lipsă de perspectivă, care se aseamănă cu aceea a omului de la fereastră, auzim strigătele de entuziasm, studiem faptele și cuvintele din evanghelii precum și multele cărți pe care acestea le-au inspirat. Și totuși, oricât ne-am întinde gâtul, nu vom reuși să-L zărim nici măcar pentru o secundă pe Isus cel întrupat. Acesta este motivul pentru care, așa cum poezia lui William Blake subliniază foarte bine, uneori aceea dintre noi care îl căutăm pe Isus, nu putem să vedem mai departe de nasul nostru. Tribul La Cota, de exemplu, îl consideră pe Isus vițelul trimis de Dumnezeu. Guvernul cubanez distribuie un portret care îl înfățișează pe Isus cu o carabină atârnată pe umăr. În timpul războaielor religioase cu Franța, englezii obișnuiau să strige «Papa e francez, dar Isus Hristos e englez». Teologia modernă întinează și mai mult această imagine. Dacă răsfoiești literatura de specialitate din biblioteca unui seminar, ai șansa să-l întâlnești pe Isus în ipostaza de mare reformator politic, de vraci însurat cu Maria Magdalena, de galilean carismatic, de rabin, de țăran iudeu sceptic, de fariseu, de esenian și adversar fățiș al fariseilor, de profet care vestește sfârșitul lumii, de hipiot rătăcit printre parveniții de la curtea lui Cezar Augustus sau de lider cu capul plin de năluciri al vreunui cult sacru al ciupercilor. Printre cei ce produc asemenea opere, fără a se simți câtuși de puțin jenați, se numără cercetători de seamă. Sportivii vin și ei cu portretizări ingenioase ale lui Isus, altele decât cele propuse de cercetătorii moderni. Norm Evans, fost atacant al echipei de fotbal Miami Dolphins, scria în cartea sa despre echipa lui Dumnezeu următoarele. Vă garantez că dacă ar fi fost să joace vreodată fotbal, Isus Hristos ar fi fost cel mai bun de pe teren. Dacă ar trăi astăzi printre noi, eu mi l-aș imagina ca pe un jucător înalt de vreun metru 95, m, cântărind cam 120 de kilograme, un jucător care ar bloca adversarul în defensivă, pivotul oricărui joc important, dând mult de furcă unor atacanți determinați ca mine. Fritz Peterson, fost jucător la New York Yankee, e și mai dezvolt când și-l imaginează pe Isus în echipament de baseball. El spunea, crede din toată inima că dacă Isus Hristos ar intra pe teren, ar fi în stare să înlocuiască fără probleme trei jucători. Probabil nu ar folosi nicio minge aranjată, însă ar fi un jucător dur, evident în limitele regulamentului. Într-un asemenea vălmășac de idei, cum răspundem la întrebarea simplă, cine a fost Isus? Istoria seculară ne oferă puține lămuriri. Culmea ironiei este că personalitatea care a revoluționat istoria mai mult ca oricare alta a scăpat atenției majorității cărturarilor și istoricilor contemporani cu el. Chiar și cei patru evangeliști au omis multe lucruri care ar fi fost de interes pentru cititorul modern, trecând sub tăcere peste 90 din viața lui. De vreme ce niciunul dintre ei nu face o cât de mică descriere a înfățișării lui, nu avem niciun fel de informații referitoare la conformația, statura sau culoarea ochilor lui. Detaliile cu privire la viața sa în cadrul familiei sunt și ele atât de puține, încât cercetătorii încă mai dezbat răspunsul la întrebarea dacă a avut sau nu frați și surori. Faptele biografice, considerate esențiale din perspectiva cititorului modern, pur și simplu nu i-au preocupat pe evangeliști. Înainte de a începe să scriu această carte, am petrecut câteva luni în bibliotecile a trei seminarii, unul catolic, unul protestant liberal, iar altul evanghelic conservator, citind despre Isus. Am fost de-a dreptul copleșit, văzând încă din prima zi că existau nu doar rafturi, ci pereți întregi cuprinzând lucrări dedicate figurii lui Isus. Un cercetător de la University of Chicago. Estimează că în ultimii 20 de ani s-a scris despre Isus mai mult decât în cele 19 secole anterioare. Aveam sentimentul că se împlinise comentariul aparent exagerat de la finalul Evangheliei lui Ioan. Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Isus, care dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpia cărțile care s-ar fi scris. Tot acel munte de tomuri a început însă să aibă asupra mea un efect de desensibilizare. Am citit zeci de relatări privind etimologia numelui lui Isus, limbile pe care le vorbea, studii cu privire la cât timp a locuit la Nazaret, la Capernaum sau la Betleem. Orice imagine vie s-a transformat însă într-o pată estompată, cețoasă. M-a cuprins bănuiala că Isus însuși ar fi îngrozit de multe dintre descrierile pe care le citeam. În același timp am descoperit în mod constant că ori de câte ori mă întorceam la evangheliile propriu zise, ceața se risipia. J.B. Phillips scria după ce tradusese și parafrazase evangheliile următoarele. Am citit în greacă și în latină zeci de mituri, dar aici, în evanghelii, n-am găsit nici cea mai slabă urmă de mit. Nimeni n-ar putea să aștearnă înscris scris relatări atât de sincere, de lipsite de orice meșteșugire precum acestea, dacă în spatele lor n-ar exista un eveniment real. Unele cărți religioase răspândesc un iz acru de propagandă, lucru care nu se întâmplă însă în cazul evangeliilor. Marcu rezumă astfel, într-o singură propoziție, evenimentul de departe cel mai important din istorie: un eveniment pe care teologii se străduiesc să-l interpreteze prin termeni ca împăcare, ispășire, jertfă. Marcu scrie: Iisus a scos un strigăt tare și și-a dat Duhul. Apar scene bizare și imprevizibile, cum ar fi aceea în care familia și vecinii încearcă să-l izoleze pe Iisus, suspectându-l de nebunie de ce se introduci astfel de scene într-o lucrare hagiografică? Li se întâmplă chiar și celor mai loiali urmașe lui Isus să cadă pe gânduri, scărpinându-se în cap a mirare. În fond, cine e omul ăsta? Și nu cu aerul că ar mirosi o conspirație, cât cu unul de sinceră nedumerire. Isus însuși, când era provocat, nu oferea dovezi drobitoare cu privire la identitatea sa mai lăsa să scape aici colo câte un indiciu pentru siguranță, dar după ce făcea apel la dovezi, adăuga, ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de poticnire. Citind scrierile evangeliștilor, descoper că s-ar găsi cu greu cineva care, într-un moment sau altul, să nu se poticnească în el. În mare măsură, evangheliile îi lasă cititorului sarcina de a decide. Ele sunt mai mult în genul unei povestiri polițiste, în care întrebarea esențială este cine e făptașul, decât în cel al unui desen inteligibil la care ajungi prin unirea unor puncte. Am descoperit în această particularitate a Evangeliilor o energie nouă. Mi-a venit în minte ideea că toate teoriile eronate cu privire la Isus, care au apărut în mod spontan încă din ziua morții sale, confirmă pur și simplu riscul imens pe care și l-a asumat Dumnezeu atunci când s-a întins pe masa de disecție, risc pe care pare să-l fi întâmpinat cu totală deschidere. Poftim, examinați-mă, verificați-mă, hotărârea va aparține. Filmul italian La Dolce Vita începe cu zborul unui elicopter care transportă la Roma o statuie uriașă înfățișându-l pe Isus. Cu brațele întinse, Isus stă târnat de o frânghie, iar în timp ce elicopterul trece pe deasupra, oamenii de jos își dau seama treptat pe cine reprezintă statuia. Hei, e Isus!" strigă un țăran bătrân, sărind jos din tractor și si luând o lagoană peste câmp. Când elicopterul ajunge în apropierea Romei, câteva fete în costume de baie, stând la plaje lângă o piscină, fac cu mâna un salut prietenesc, iar pilotul elicopterului se abate puțin de la traseu ca să le vadă mai de aproape. Tăcută, având pe chip o expresie aproape îndurerată, statuia de ciment a lui Isus plutește ridicol parcă pe deasupra lumii moderne. Căutările mele legate de Isus au luat o nouă direcție când regizorul Mel White mi-a împrumutat o colecție de 15 filme despre viața lui Isus. Această colecție cuprindea tot felul de filme, de la King of Kings, clasicul film mut din 1927, realizat de Cecil de Mille, muzicalul precum Godspell și Cotton Patch Gospel, până la varianta ultramodernă produsă în Canada, intitulată Jesus of Montreal. Am vizionat aceste filme cu atenție, analizându-le scenă cu scenă. Apoi, timp de doi ani, am predat un curs despre viața lui Isus, folosind acele filme ca pe un punct de pornire în discuțiile cu studenții. Cursul se desfășura aproximativ în felul următor. Când ajungeam la un eveniment important din viața lui Isus, căutam prin multitudinea de filme și selectam dintre ele șapte sau opt care mi se păreau relevante pentru ceea ce urma să se discute la clasă când începea ora, lăsam să se deruleze câteva secvențe de două-trei minute, începând cu variantele în cheie comică sau mai conservatoare și terminând cu abordări profunde și evocatoare. Am descoperit că această modalitate de a viziona același eveniment văzut prin ochii a șapte sau opt regizori ne ajuta să ne debarasăm de spiritul prăfuit al previzibilului care se așezase peste noi de-a lungul atâtor ani de școală duminicală și citirea Bibliei. Evident că interpretările propuse de unele filme erau greșite, contrazicându-se între ele în mod flagrant, dar care anume erau greșite? Ce se întâmplase cu adevărat? După reacțiile la scenele din filme, ne întorceam la relatările din Evanghelii, și astfel începea discuția. Cursul, care se ținea în cadrul unei biserici din Chicago, denumită la Salt Street Church, era frecventat atât de licențiații în filozofie din Northwestern, cât și de oameni fără adăpost, care profitau de acel timp ca să tragă un pui de somn. Grația celor cursuri, în mare măsură, felul meu de a-L vedea pe Isus s-a schimbat treptat. Walter Casper spunea, idei extreme, Dumnezeu văzut în haine de moș Crăciun sau strecurându-se în trup omenesc ca un muncitor care își pune salopeta ca să repare lumea în urma unei avarii. Doctrina Bibliei și a bisericii, potrivit căreia Isus a fost om în deplinul sens al cuvântului, cu intelectul și cu libertatea specifice omului, nu par să domine gândirea creștinului de rând. Am încheiat citatul. Trebuie să recunosc că această doctrină nu domina nici gândirea mea până nu am predat cursul de la La Salle Street Church și n-am căutat să aflu mai multe despre Isus ca personaj istoric. În esență, filmele acelea m-au ajutat să-mi consolidez percepția cu privire la umanitatea lui Isus, Crezurile pe care le rostim în biserici vorbesc despre preexistența veșnică a lui Hristos, precum și despre existența lui glorioasă de după moarte, dar ignoră în mare măsură existența sa pământească. Evangheliile însele au fost scrise după ce trecuseră an bun de la moartea lui Isus și de la învierea sa, relatând evenimente tot atât de îndepărtate pentru auditorii lor, pe cât este războiul din Corea pentru noi cei de azi. Filmele m-au ajutat să merg mai mult în trecut, mai aproape de viața lui Isus, așa cum a fost ea văzută de contemporanii săi. Cum aș fi simțit să fi fost și eu unul dintre cei strecurați în mulțime? Oare eu ce reacție aș fi avut față de acest om? Oare l-aș fi poftit la mine acasă la spăți ca Zacheu? Sau aș fi plecat întristat ca tânărul bogat? Oare l-aș fi trădat ca Iuda sau ca Petru? Așa cum am constatat, Isus semăna foarte puțin cu personajul Mister Rogers, despre care învățasem la școala duminicală, și se deosebea fundamental de persoana despre care studiasem la colegiul biblic. Odată că nu era nici pe departe atât de blajin, mi-am dat seama că, în viziunea mea precedentă, personalitatea lui Isus se asemăna cu aceea a unui personaj de pe planeta Vulcan din seria Star Trek, calm, degajat, impasibil, trecând cu pași mari ca un robot printre ființele umane hipersensibile de pe nava Terra. Nu aceasta a fost însă și imaginea pe care am găsit-o surprinsă în Evanghelii, precum și în filmele mai bune despre Isus. Aici el era profund mișcat de ceilalți oameni, încăpățânarea lor îl îndurera, fariseismul îl indigna, iar credința simplă îl înduioșa. Isus părea mai simțitor și mai spontan decât majoritatea oamenilor, nici de cum mai lipsit de aceste calități. Mai degrabă înflăcărat decât lipsit de pasiune. Cu cât studiam mai mult despre Isus, cu atât îmi era mai greu să-l încadrez într-o categorie anume. Isus nu a făcut multe referiri la ocupația romană, subiectul principal de discuție printre compatrioții săi, în schimb a pus mâna pe bici ca să-i alunge pe speculanții din Templul Evreiesc. A stăruit asupra împlinirii legii mozaice, dobândind în același timp proasta reputație de călcător al legii. Îl cuprindea mila pentru un străin oarecare, dar putea și să-și colecteze cel mai bun prieten cu o mustrare aspră, înapoi a mea satano. Nu îi privea cu indulgență nici pe cei bogați, nici pe femeile desfrânate și totuși ambele categorii se bucurau de tovărășia lui. Într-o zi Isus a făcut un șir întreg de minuni, a doua zi însă puterea lui a părut să fie blocată din cauza lipsei de credință a oamenilor. Într-o zi a vorbit amănunțit despre a doua venire, în alta a spus că nu știe nici ziua, nici ceasul. La un moment dat le-a scăpat printre degete celor ce voiau să-l aresteze, pentru ca într-o altă ocazie să pășească hotărât spre cei care voiau să pună mâna pe el. A vorbit cu convingere despre făcătorii de pace, apoi le-a spus ucenicilor să facă rost de săbii. Afirmațiile pe care le făcea despre sine stârneau controverse, dar atunci când făcea ceva cu adevărat miraculos, avea tendința de a trece acel lucru sub tăcere. După cum spunea Walter Wink, dacă Isus n-ar fi trăit niciodată, noi n-am fi fost în stare să-L inventăm. Există două cuvinte pe care cred că nimeni nu le-ar considera potrivite cu privire la Isus, așa cum ni le arată Evangheliile. Acestea sunt plictisitor și previzibil. Cum se face atunci că biserica a îmblânzit un asemenea personaj sau, cum spunea Dorothy Sayers, a retezat frumoșel ghearele leului din Iuda, transformându-l într-un animal de companie pentru preoți molatici și bătrânele cu cernice? Istoricul Barbara Tuckman, câștigătoarea premiului Pulitzer, insistă asupra unei reguli anume pe care trebuie să o respecte istoricii, niciun fel de speculații privitoare la trecut sau viitor. Când scria de exemplu despre bătălia din Ardeni, Ofensiva germană condusă de feldmareșalul von Rusted între decembrie 1944 și ianuarie 1945 cu scopul de a realiza o străpungere strategică până la Bruxelles și Anvers și de a încercui trupele anglo-americane aflate la nord de direcția germană de atac, ofensiva a eșuat, deci, când scria despre această ofensivă dată de trupele aliate în timpul celui de-al doilea război mondial, ea a rezistat tentației de a include în text divagații de genul Desigur, cu toții știm cum s-a sfârșit aceasta. De fapt, trupele aliate care au participat la bătălia aceea nu știau cum se va sfârși confruntarea. După cum păreau a se desfășura lucrurile, ei ar fi putut foarte bine să fie obligați de trupele germane să se retragă spre plajele Normandiei, de unde veniseră. Istoricul care dorește să păstreze o cât de mică aparență de tensiune și spectacol în relatarea desfășurării evenimentelor nu se va aventura să facă referiri la trecut sau la viitor dintr-o perspectivă exhaustivă. Faceți așa și tot suspansul va dispărea. Din potrivă, un bun istoric recreează pentru cititor cadrul istoriei despre care vorbește, dându-i senzația că a fost acolo am ajuns la concluzia că aceasta este problema în majoritatea scrierilor, precum și în mentalitatea privitoare la Isus. Citim Evangheliile prin niște lentile care trimit în trecut și în viitor, prin prisma conciliilor bisericii, cum ar fi cel de la Nicea sau cel de la Calcedon, prin încercările studiate ale bisericii de a-L explica pe Isus. Isus însă a fost o ființă umană, un iudeu din Galileea, purtând un nume și având o familie a sa, o persoană care pe de o parte era exact ca toate celelalte. Pe de altă parte însă avea ceva diferit de orice altă ființă umană care a trăit pe pământ înaintea lui. Bisericii au trebuit cinci secole de dezbatere aprinse ca să decidă asupra unui fel de echilibru epistemologic între acest exact ca toate celelalte și acel ceva diferit. Pentru aceia dintre noi care am crescut în biserică sau într-un mediu cultural creștin, cel puțin cu numele, balanța înclină în mod inevitabil spre acel ceva diferit. După cum spunea Pascal, bisericii a fost la fel de greu să le arate acelora care nu credeau acest lucru că Isus Hristos a fost om, pe cât i-a fost să arate că Isus a fost Dumnezeu. Probabilitățile erau la fel de mari în ambele cazuri. Vreau să se înțeleagă foarte clar faptul că sunt un susținător al crezurilor bisericii. Dar, în această carte, sper să reușesc să vin cu o perspectivă nouă, trecând dincolo de aceste formulări. Sper ca, atât cât este posibil, să privesc la viața lui Isus de jos, ca un spectator, ca unul dintre cei mulți care i-au fost în preajmă. Dacă aș fi un regizor japonez. Și mi s-ar pune la dispoziție 50 de milioane de dolari și niciun alt scenariu decât textul din Evanghelii, oare ce fel de film aș face. Sper să reușesc, după cum spunea Luther, să-l surprind pe Hristos în modul cel mai profund cu putință, în ipostaza de om întrupat. Uneori, de-a lungul acestui proces, m-am simțit ca un turist care se plimbă în jurul unui monument grandios, uimit și copleșit. Mă tot învârteam pe lângă monumentul lui Iisus, cercetându-i părțile componente, istorisirile privitoare la naștere, învățăturile, minunile, dușmanii și adepții, pentru a medita și a încerca să-l înțeleg pe omul care a schimbat istoria. Alteori m-am simțit ca un restaurator de opere de artă, cățărat pe schelă în capela Sixtină, dând la o parte praful istoriei cu o perie umezită. Dacă frecam din răsputeri, aveam să găsesc oare, sub toate acele straturi, originalul? Încerc în această carte să spun povestea lui Isus și nu pe a mea. Totuși, în mod inevitabil, căutarea lui Isus se dovedește a fi de fapt căutarea celuia care o întreprinde. Niciunul dintre cei care îl întâlnesc pe Isus nu mai rămâne așa cum era înainte. Am descoperit că îndoielile care mă chinuie și care provin din multe surse, știință, religii comparate, scepticismul meu înăscut, reacțiile adverse pe care le am față de biserică, sunt puse într-o lumină nouă atunci când le aduc înainte acestui om cu numele Isus. Dacă aș spune mai multe acum, în acest punct, în acest prim capitol, ar însemna să încalc mult prețuitul principiu al barbarei Tucman. În timp ce sortam vraful de felicitări primite cu ocazia Crăciunului trecut, am observat că există acum tot felul de simboluri strecurate în cadrul acestei sărbători. Pe cele mai multe felicitări, peisajul înfățișa orășele din regiunea noii Anglii, troienite de zăpadă și nelipsita sanie trasă de cai. Alte felicitări surprindeau animale care făceau tot soiul de jumbuș lucruri, nu doar reni, ci și veverițe, ratoni, păsări cardinal și șoricei cenușii foarte nostimi. Într-una dintre felicitări apărea un leu african tolănit cu una dintre labele dinainte, petrecute drăgăstos în jurul unui mielușel. De asemenea, în ultimii ani se poate observa o revenire spectaculoasă a îngerilor, aceștia apărând mai cu seamă pe felicitările fabricate de Hallmark și American Greetings, dar cu niște chipuri sfioase și drăgălașe, nici de cum cu înfățișarea unor ființe care să ne înspăimânte la vederea lor. Felicitările cu conotație religioasă clară, o minoritate aparte, Înfățișează cu precădere familia sfântă și îți dai seama dintr-o privire că figurile reprezentate pe ele sunt diferite de toți ceilalți oameni. Par liniștiți și senini. Deasupra capetelor lor odihnesc nimburi aurii strălucitoare ca niște cununi dintr-o altă lume. În interior, felicitările conțin cu precădere cuvinte frumoase, pline de optimism ca dragoste, bunăvoire, bucurie, fericire, căldură. Presupun că e un lucru lăudabil să cinstim o sărbătoare sfântă prin sentimente atât de duioase. Și totuși, când mă întorc la relatările din Evanghelii despre primul Crăciun, descoper un ton foarte diferit și o schimbare majoră care a zguduit lumea din temelii. Îmi amintesc că am văzut un episod din spectacolul de televiziune intitulat 30 și ceva, în care Hope, o creștină, se ceartă cu soțul ei, evreul Michael, în legătură cu sărbătorile. Eu nu știu, zău, de ce-ți mai bați capul cu Hanuca, îi spunea ea. Doar nu crezi că o mână de evrei au reușit să țină la distanță o mare armată cu câteva lămpi de ulei care continuau să ardă în mod miraculos, la care Michael explodează. Ei nu mai spune, și Crăciunul e mai plauzibil, nu? Doar nu-ți închipui că un înger i s-a arătat unei fete și ea a rămas însărcinată, fără să fi cunoscut vreodată bărbat, apoi a călătorit călare până la Betleem, a rămas peste noapte într-un grajd și a născut un copil, tocmai pe Mântuitorul Lumii. Sincer vorbind, neîncrederea lui Michael pare foarte asemănătoare cu cea despre care am citit în Evanghelii. Maria și Iosif trebuie să facă față rușinii și bazjocurii din partea familiei și a vecinilor care reacționează ca în genul lui Michael. Doar nu-ți închipui că un înger i s-a arătat. Chiar și aceia care acceptă versiunea supranaturală a evenimentelor sunt conștienți de faptul că va urma un mare necaz. Un unchi bătrân se roagă pentru mântuire de vrăjmașii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc. Simeon face o profeție sumbră, spunând fecioarei, Sufletul tău va fi străpuns de o sabie. Cântarea de mulțumire a Mariei vorbește de cârmuitori răsturnați și de oameni mândri risipiți și puși pe fugă. Spre deosebire de ceea ce încearcă felicitările să ne facă să credem, Crăciunul nu a simplificat viața pe planeta Pământ, îndulcind-o. Cam aceasta e senzația pe care o am atunci când se apropie Crăciunul, de aceea mă întorc la culorile vesele ale felicitărilor la sobrietatea Evangheliilor. Lucrările de artă plastică, oglindind Crăciunul, reprezintă familia lui Isus în icoane cu poleială de aur, înfățișând o Marie Senină, primind cuvintele bune vestiri ca pe o mare binecuvântare. Evanghelistul Luca însă ne spune cu totul altceva. Maria a fost foarte tulburată și înfricoșată la apariția îngerului, iar când acesta rostește cuvintele sublime cu privire la fiul celui prea înalt, a cărui împărăție va dăinui veșnic, Maria se gândește la ceva mult mai prozaic, mai pământesc, dar eu nu știu de bărbat. Odată, o avocată tânără necăsătorită, pe nume Cynthia, a acceptat cu mult curaj să vorbească înaintea membrilor bisericii mele din Chicago, mărturisindu-și un păcat despre care noi toți știam deja. În fiecare duminică îl vedeam pe băiețelul ei, alergând de colo-colo ca argintul viu printre băncile bisericii. Sintia se angajase pe un drum solitar și anume acela de a da naștere unui copil nelegitim și de a-l crește după ce tatălui hotărâse să părăsească orașul. Păcatul Sintiei nu era mai mare decât al multor altora și totuși, după cum ne-a spus, avea consecințe atât de evidente nu putea să ascundă rodul acelui unic act pasional, rod care a tot crescut în pântecul ei luni de zile, până când a venit pe lume un copil care avea să schimbe fiecare ceas al fiecarei zile din viața ei. Nu este deci de mirare că această fată evreică, Maria, s-a simțit foarte tulburată, era pusă față în față cu aceleași perspective, în cazul ei lipsind însă actul pasional. În America zilelor noastre, unde anual un milion de adolescente rămân însărcinate fără a fi căsătorite, situația delicată a Mariei și-ar fi pierdut inevitabil ceva din gravitatea reală, dar într-o comunitate evrească din secolul I, în care existau relații foarte bine închegate, o astfel de veste adusă de un înger era greu să fie primită cu bucurie de plină. O femeie logodită care rămânea însărcinată era considerată potrivit legii adulteră, fiind pasibilă de moarte prin lovire cu pietre. Matei relatează cum Iosif, mărinimos, își pune de gând să divorțeze de Maria pe ascuns, în loc să o acuze, până când un înger îi se arată și lui pentru a-l convinge că nu fusese înșelat. Luca ne vorbește despre o Marie înfricoșată la culme care se grăbește să ajungă la singura ființă în stare să înțeleagă prin ceea ce trecea, Elisabeta, ruda ei, care în mod miraculos zămislește un copil la bătrânețe, în urma altei vestiri angelice. Elisabeta o crede pe Maria și se bucură împreună cu ea, și totuși scena sublinează în mod evident contrastul dintre cele două femei. Întreg ținutul vorbește despre însănătoșirea pântecului Elisabetei, pe când Maria e nevoită să ascundă rușinea miracolului petrecut cu ea. După câteva luni se naște Ioan Botezătorul în sunet vesel de surle și trâmbițe, cu un alai întreg de moașe, de rubedenii și de tradiționalul cor al satului, care sărbătorea nașterea unui băiat evreu. Șase luni mai târziu se naște și Isus, însă departe de casă, fără moașă, fără rude, fără cor care să cânte în cinstea lui. Prezența doar a bărbatului cap de familie era de ajuns pentru înscrierea prevăzută de recensământul roman. Și atunci, de ce și-a târât Iosif soția însărcinată până la Betleem? Oare pentru a o scuti de rușinea de a naște chiar în satul ei natal? C.S. Lewis scrie astfel despre planul lui Dumnezeu. Totul se îngustează din ce în ce mai mult, până când în cele din urmă se ajunge într-un punct minuscul, în tocmai ca vârful unei sulițe, o fată evreică rugându-se. Astăzi, când citesc relatările despre nașterea lui Isus, mă cutremur gândindu-mă că soarta lumii a atârnat de răspunsul dat de doi tinerei dintr-un sat evreiesc. De câte ori nu și-o fi repetat Maria în gând cuvintele îngerului, când simțea cum fiul lui Dumnezeu lovea în pântecele ei cu piciorușele? Sau Iosif, de câte ori nu fi pus la îndoială propria lui întâlnire cu îngerul, să fi fost un vis? În timp ce, trăind printre sătenii care vedeau limpede cum se rotunja mijlocul logodnicei lui, era nevoit să îndure rușinea osturătoare produsă de ceea ce oamenii presupuneau că se întâmplase. Nu știm nimic despre bunicii lui Isus. Oare ce-or fi simțit? Să fi reacționat oare ca părinții de astăzi ai multor fete nemăritate? cu o răbufnire de furie moralizatoare urmată de o perioadă de tăcere îmbufnată până când, în final, ochișorii strălucitori ai micuțului venit pe lume au reușit să topească gheața și să ducă la un armistițiu fragil în familie? Sau, cine știe, poate s-au oferit binevoitor ca mulți bunici din zilele noastre de la oraș să ia copilul sub ocrotirea lor? Nouă luni de explicații jenante, iminența unui scandal plutind în aer, se pare că Dumnezeu a pregătit împrejurările cele mai umilitoare cu putință pentru intrarea sa în lume, ca și cum ar fi vrut să evite orice acuzație de părtinire. Sunt impresionat de faptul că atunci când Fiul lui Dumnezeu a devenit ființă umană, a respectat toate regulile, niște reguli aspre, comunitățile mici nu-i tratează cu bunăvoință pe băieții cu paternitate dubioasă. Malcolm Majerich observa că în condițiile de astăzi, când există clinici de planificare familială care oferă modalități convenabile de a corecta asemenea greșeli dezonorante pentru numele unei familii, ar fi foarte puțin probabil ca nașterea lui Isus să fie permisă. Sarcina Mariei, în condiții vitrege și de la un tată necunoscut, ar reprezenta un caz clar recomandat pentru avort, iar spusele ei, potrivit cărora concepția s-ar fi realizat ca rezultat al intervenției Duhului Sfânt, ar trimite urgent într-o clinică de psihiatrie, confirmând necesitatea întreruperii sarcinii. Astfel, generația noastră, care are nevoie de un salvator, poate mai mult decât oricare alta, ar fi prea înclinată spre umanism ca să-i îngăduie să se nască. Fecioara Maria, însă, a cărei maternitate nu fusese planificată, a avut o reacție diferită. Ea a auzit spusele îngerului, a cântărit în minte repercursiunile, după care a răspuns. Iată roaba Domnului: facă-mi se după cuvintele tale. Adesea, o lucrare a lui Dumnezeu e cu două tăișuri: o mare bucurie, dar și o mare durere. Iar Maria, prin răspunsul ei direct, le-a primit deopotrivă pe amândouă. Ea a fost prima persoană care avea să-l accepte pe Isus în condițiile alese de el, indiferent de prețul pe care urma să-l plătească. Când misionarul iezuit Mateo Orice a mers în China în secolul al XVI-lea, a luat cu sine obiecte de artă religioasă pentru a prezenta creștinismul unor oameni care nu auziseră niciodată despre el. Chinezii au acceptat repede imaginile înfățișind o pe Fecioara Maria cu pruncul în brațe, dar când le-a arătat imagini ale răstignirii și a încercat să le explice că Dumnezeul copil crescuse mare doar pentru a fi omorât, ei au reacționat cu împotrivire și oroare. Le plăcea mult fecioara și ar fi vrut cu ardoare să se închine mai bine ei decât Dumnezeului răstignit. Revăzând încă o dată teancul meu de felicitări de Crăciun, îmi dau seama că noi, în țările creștine, facem în mare măsură același lucru. Ținem o sărbătoare cu minte în familie, purificând-o de orice iz de scandal. Mai presus de orice altceva, o epurăm de tot ceea ce ne-ar putea aminti de felul în care această poveste începută la Betleem s-a sfârșit la calvar. În relatările lui Matei și ale lui Marcu privind nașterea, o singură persoană pare să înțeleagă natura tainică a lucrării începute de Dumnezeu, bătrânul Simeon, cel care a recunoscut în copilaș pe Mesia și care a intuit că, în mod sigur, avea să urmeze o stare de conflict. Iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multor în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire, a spus el, după care a profețit că sufletul Mariei va fi străpuns de o sabie. Simeon a simțit oarecum că, deși la suprafață nu se schimbaseră prea multe, tiranicul Irod era încă pe tron, trupele romane încă spânzurau mulți evrei patrioți, Ierusalimul era încă înțesat de cerșetori, în profunzime totul se schimbase. Sosise o nouă forță care avea să submineze puterile lumii. La început, Isus n-a părut să reprezinte o amenințare pentru acele puteri. S-a născut sub domnia lui Cezar Augustus, într-o perioadă în care adia un vânt de speranță în întreg Imperiul Roman. Mai mult decât oricare alt suveran, Augustus le-a dat oamenilor mari speranțe legate de posibilitățile lui de conducător și de tot ce ar fi putut înfăptui ei ca societate. De fapt, Augustus a fost cel care a împrumutat pentru prima oară din grecește termenul Evanghelie sau Veste Bună și l-a folosit ca emblemă pentru noua ordine mondială reprezentată de domnia sa. Imperiul l-a declarat zeu și a stabilit ritualuri prin care să fie venerat. Mulți credeau că regimul său luminat și stabil va dăinui veșnic, reprezentând soluția perfectă pentru problema guvernării. Între timp însă, într-un unghier ascuns al imperiului, cronicarii vremii făceau cercetări cu privire la nașterea unui copil cu numele Isus. Informațiile pe care le avem despre el provin în cea mai mare parte din cele patru cărți scrise după ce trecuseră ani buni de la moartea sa, într-o perioadă când mai puțin de 0,5% dintre locuitorii lumii romane auziseră despre el. Autorii acestor biografii ale lui Isus au preluat și ei cuvântul Evanghelie, proclamând o nouă ordine a lumii o ordine cu totul diferită. În aceste cărți, numele lui Augustus e menționat o singură dată într-o referință scurtă care precizează data unui recensământ care face posibil ca nașterea lui Isus să aibă loc în Betleem. Totuși, primele evenimente din viața lui Isus pot fi privite ca o prefigurare amenințătoare a războiului care se apropia, un război diferit de toate celelalte de până atunci. Irod cel Mare, împăratul iudeilor, întărise stăpânirea romană la nivel local, ironia istoriei face însă ca numele lui Irod să fie cunoscut, în primul rând, datorită masacrului copiilor din zona Betleemului. N-am văzut niciodată o felicitare de Crăciun care să înfățișeze acest carnagiu săvârșit de autorități, dar nu trebuie să uităm că și el face parte din seria evenimentelor legate de venirea lui Hristos. Deși istoria laică nu menționează această atrocitate, niciunul din cunoscătorii vieții lui Irod nu se îndoiește de faptul că acesta ar fi fost în stare de așa ceva. I-a ucis pe doi dintre cumnații săi, pe însăși soția sa, Mariamne, precum și pe doi din proprii săi fii. Cu cinci zile înainte de a muri, a ordonat arestarea a numeroși supuși și a semnat un decret conform căruia aceștia urmau să fie executați în ziua morții sale, Scopul fiind acela de a se asigura de existența unei adevărate atmosfere de doliu în țară. Pentru un asemenea despot, o operațiune de exterminare relativ minoră în Betleem nu reprezenta deloc o problemă. De fapt, sub regimul lui Rod, aproape că nu trecea o zi fără să aibă loc o execuție. Climatul politic din perioada nașterii lui Isus se asemăna cu acela din Rusia anilor 30, din perioada conducerii lui Stalin. Cetățenii nu aveau voie să se întâlnească în adunări publice, spionii mișunau peste tot. Poate că în mintea lui Rod, porunca de a ucide copiii din Betleem n-a însemnat decât un act absolut rațional, o acțiune militară de preîntâmpinare menită să păstreze stabilitatea regatului său, un mod de apărare împotriva invaziei unui intrus cu privire la care se auzeau zvonuri îngrijorătoare. În cartea deocamdată, scritorul W. H. Oden își imaginează ce se va fi petrecut în mintea lui Rod în timp ce se gândea la ordonarea masacrului. Cităm. Astăzi am avut parte de una din acele zile perfecte de iarnă, reci, strălucitoare și cu totul liniștite, când lătratul unui câine ciobănesc se aude până hătă departe, munți înalți și semeți par să se întindă până aproape de zidurile cetății, iar mintea se simte atât de trează. Astă seară, de aici, de sus, de la fereastră, din fortăreața mea, nu văd nimic pe întreg cuprinsul acestui peisaj magnific de munte și șes, care să arate că imperiul ar fi amenințat de vreo primejdie mai cumplită decât ar fi cotropirea iadului de niște cămile care se iau la întrecere sau conspirațiile puse la cale de gărzile pretoriene. Ah, de ce nu s-o fi putut naște nenorocitul ăla de țânc în altă parte? Am încheiat citatul. Și astfel, Iisus Hristosul a venit într-o lume plină de vrajbă și violență, petrecându-și primii ani de viață ascuns în Egipt. Matei notează faptul că tot de evenimentele politice de ordin local au depins și locurile în care a crescut Isus. După moartea lui Irod cel Mare, un înger l-a înștiințat pe Iosif că acum se putea întoarce în siguranță în Israel, avertizându-l totodată să nu se așeze în regiune aflată în acea perioadă sub conducerea fiului lui Irod, Arhelau. Astfel, Iosif s-a mutat împreună cu familia sa la Nazaret, în nord, unde a locuit sub domnia lui Antipa, un alt fiu de-a lui Rod, pe care Isus avea să-l numească vulpea aceea și, de asemenea, cel care l-a decapitat pe Ioan Botezătorul. Câțiva ani mai târziu, romanii au luat în stăpânire directă provincia de sud, care cuprindea și Ierusalimul, unul dintre guvernatorii acelei regiuni, fiind Pilat din Pont, rămas cunoscut, din păcate, pentru cruzimea lui. Având relații sus puse, Pilat se căsătorise cu nepoata lui Cezar Augustus. După spusele lui Luca, Irod Antipa și guvernatorul roman s-au privit unul pe celălalt ca dușmani până în ziua când soarta a făcut ca ei să hotărască împreună destinul lui Isus. În ziua aceea și-au dat mâna, sperând să reușească ceea ce nu reușise Irod cel Mare și anume înlăturarea acelui pretendent ciudat și astfel salvarea împărăției. De la început până la sfârșit, conflictul dintre Roma și Isus a părut să fie cu totul unilateral. Astfel, la acel moment, se presupunea că execuția lui Isus avea să pună capăt oricărei amenințări. Tirania avea să câștige și de această dată. Nimeni nu se gândea la posibilitatea ca Isus să aibă urmași plini de tenacitate care să reziste și după dezintegrarea Imperiului Roman. Evenimentele legate de Crăciun, redate în colinde, prezentate de copii în scenete la biserică sau înfățișate pe felicitări, ne-au devenit atât de familiare încât este ușor să pierdem esența mesajului din spatele întâmplărilor. După ce mai citesc odată istorisirile privind nașterea lui Isus, mă întreb Dacă Isus a venit ca să ne-l descopere pe Dumnezeu, oare ce aflu eu despre El din acest prim Crăciun? Mă surprind cuvintele care îmi vin în minte în timp ce meditez la această întrebare: smerit, accesibil, disprețuit, curajos. Cuvinte care cu greu par să descrie divinitatea. Smerit. Înainte de Isus, aproape niciun autor barbar nu folosise acest termen la modul laudativ. Și totuși, evenimentele Crăciunului trimit în mod inevitabil la ceva care pare să fie mai degrabă un paradox un Dumnezeu smerit. Dumnezeul venit pe pământ n-a descins nici sub forma unei furtuni dezlănțuite, nici a unui foc mistuitor. Aproape de neimaginat, făcătorul la toate a coborât și s-a mișcat atât de mult încât a devenit un ovul, o mică sămânță de-abia vizibilă cu ochiul liber, care s-a divizat și redivizat până s-a format un embrion, crescând încet, celulă cu celulă, în pântecul unei fete tulburate nemărginirea însăși închisă în pântecele tău, exclama uluit poetul John Don. Isus s-a dezbrăcat pe sine însuși, s-a smerit, spunea mai simplu apostolul Pavel. Îmi amintesc că odată în preajma Crăciunului mă aflam într-o splendidă sală de concerte, ascultând oratoriul Mesia de Handel. Întregul cor cânta despre ziua când slava Domnului se va descoperi. Îmi petrecusem dimineața prin muzee, contemplând ceea ce se mai păstrase din fala de odinioară a Angliei, bijuteriile coroanei, sceptrul din aur masiv al unuia dintre regi, trăsura poleită cu aur a primarului Londrei, și m-am gândit că astfel de simboluri ale bogăției și puterii trebuie să fi fost și în mintea celor din vremea lui Isaia, primii care au auzit promisiunea făcută. Nu este deci de mirare că atunci când evreii citau cuvintele lui Isaia, se gândeau cu multă nostalgie la trecut, la zilele de glorie ale lui Solomon, când împăratul a făcut ca argintul să fie tot așa de obișnuit la Ierusalim ca pietrele. Și totuși, acest Mesia, venit la ei, purta un alt fel de glorie, gloria smereniei. Dumnezeu este mare, strigătul musulmanilor reprezenta un adevăr care n-ar fi avut nevoie de nicio ființă supranaturală pentru a fi crezut de oameni, scria părintele Neville Figis. Faptul însă că Dumnezeu s-a făcut mic, acesta este adevărul pe care Isus li l-a dezvăluit oamenilor. Dumnezeul care tuna din ceruri, care putea să comande oștiri și imperii și să le miște cum sunt mișcați pionii pe o tablă de șah, acest Dumnezeu și-a făcut apariția în Palestina, întrupat într-un prunc care nu putea să vorbească, să se hrănească, să-și controleze nevoile fiziologice, un copilaj care depindea în totalitate de adăpostul, hrana și dragoste oferite de o tânără simplă. În sala de concerte din Londra, căutând cu privirea loja regală în care stătea maestatea sa cu familia, am apucat să arunc câteva priviri asupra felului neobișnuit în care trec prin viață conducătorii lumii acesteia. Înconjurați de gărzi de corp și fanfară, gătiți în haine scumpe și bijuterii scântietoare, Regina Elisabeta a ii vizitase recent Statele Unite, iar reporterii se delectaseră cu prezentarea întregului arsenal folosit cu ocazia acelei vizite. Bagajele reginei, cântărind peste 1800 de kilograme, conțineau câte două costume pentru fiecare ocazie, un costum de doliu, în caz că ar fi murit cineva, vreo 20 de kilograme de bijuterii și accesorii și o învelitoare din piele albă de ied pentru scaunul toaletei. Își adusese cu ea, cu afeza personală, doi valeți și o suită de alți însoțitori. O scurtă vizită într-o țară străină a unui cap încoronat poate costa pe puțin 20 de milioane de dolari. Într-un contrast izbitor, vizita lui Dumnezeu pe pământ a început într-un grajd, fără servitor și fără alt loc care să servească de culcuș împăratului abia născut, decât oiesle. Într-adevăr, evenimentul care a împărțit istoria și chiar calendarul nostru în două s-a petrecut mai mult sub ochii animalelor decât sub cei ai oamenilor. S-ar fi putut întâmpla să fie călcat de vreun măgăruș cât de liniștit, atât de liniștit, minunatul dar ni se oferă. Preț de o clipă, cerul s-a luminat de prezența îngerilor, dar cui s-a dezvăluit măreața priveliște? Câtorva țărani fără carte care păzeau turmele altora, unor nimeni de la periferia societății. Păstorii erau atât de rău văzuți, încât evreii mai de soi îi încadrau în aceeași categorie cu apăgânilor, nedându-le voie să intre decât în curțile exterioare ale templului. Dumnezeu însă i-a socotit pe ei drept oamenii cei mai potriviți pentru a lua parte la sărbătorirea nașterii aceluia care urma să fie cunoscut drept prietenul păcătoșilor. În poezia lui Oden, magii de la răsărit spun, O, acum și aici călătoria noastră fără de sfârșit se încheie. Păstorii la rândul lor spun, O, acum și aici călătoria noastră fără de sfârșit începe. Căutarea înțelepciunii lumești i-a sfârșit, Adevărata viață însă de abia acum începe, accesibil. S-ar putea ca noi, crescuți fiind într-o tradiție a rugăciunii personale, să nu apreciem unde ajuns schimbarea realizată de Isus în ce privește modul de raportare a omului la divinitate. Hinduși aduc jertfe la templu. Musulmanii, când îngenunchează, se apleacă atât de jos încât ating pământul cu fruntea. De fapt, în majoritatea tradițiilor religioase, Frica reprezintă sentimentul principal prezent în momentul apropierii de Dumnezeu. Cu siguranță că evreii asociau închinarea cu frica, rugul aprins al lui Moise, cărbunii încinșe lui Isaia, vedeniile nepământene ale lui Ezechiel, cel ce fusese binecuvântat cu o întâlnire directă cu Dumnezeu, se aștepta să rămână după aceasta ars sau cu fața strălucitoare sau poate pe jumătate o log, ca Iacov. Și aceștia se puteau considera norocoși. Copiii evrei învățau de asemenea istorioare cu privire la muntele sfânt din pustie, unde și-ar fi găsit sfârșitul oricine se atingea de el. Era destul să te apropii de chivotul legământului într-un fel neîngăduit și erai un om mort. Tot așa, dacă pătrundeai în sfânta sfintelor, nu mai ieșai viu de acolo. Însă, printre oamenii care delimitaseră în templu un loc prea sfânt pentru Dumnezeu și care se temeau să-i rostească numele, Dumnezeu și-a făcut apariția într-un mod foarte surprinzător, venind ca un copilaș într-o iesle. Ce poate fi mai puțin înfricoșător decât un nou născut, cu mânuțele strâns înfășate pe lângă trupul plăpând? Prin Isus, Dumnezeu a găsit o modalitate de relaționare cu omul care să nu -i implice frica. Într-adevăr, frica nu prea dăduse niciodată roade. Vechiul Testament consemnează mult mai multe puncte slabe decât reușite. Era nevoie de un nou tip de apropiere, de un nou legământ, ca să folosesc cuvintele scripturii, de un legământ care să nu lărgească și mai mult prăpastia imensă dintre Dumnezeu și om, ci să întindă o punte peste ea. O prietenă de-a mea, pe nume Cathy, folosea ghicitor ca să-l ajute pe copilul ei de șase ani să învețe animalele. Când a venit rândul lui, copilul a spus: Mă gândesc la un mamifer, e mare și face minuni. Cathy a stat puțin pe gânduri, apoi s-a dat bătută. Nu știu. E Isus, a zis fiul ei triumfător. Cathy mi-a spus că atunci răspunsul i s-a părut lipsit de respect, dar mai târziu, gândindu-se la el, și-a dat seama că fiul ei ajunsese la o înțelepciune tulburătoare a profunzimilor întrupării. Isus, un mamifer. Eu am înțeles mai bine ce înseamnă întruparea când am avut un acvariu cu apă sărată. Am descoperit că întreținerea unui acvariu marin nu e o sarcină ușoară. Trebuia să folosesc un laborator chimic mobil pentru a monitoriza nivelul azotatului, precum și cantitatea de amoniac. Pompam înăuntru vitamine, antibiotice și medicamente din gama sulfamidei și desturile enzime ca să facă până și o piatră să crească. Filtram apa prin fibră de sticlă și o expuneam la lumină cu raze ultraviolete. S-ar putea crede că peștii mei, datorită acestei energii consumate în favoarea lor, erau cel puțin recunoscători. Nici de cum. De fiecare dată când umbra mea se ivea deasupra acvariului, dispăreau brusc, adăpostindu-se în scoica cea mai apropiată. Arătau față de mine un singur sentiment, acela de frică deși ridicam capacul și lăsam mereu să cadă înăuntru hrană de trei ori pe zi, reacția lor la fiecare vizită de a mea era un semn sigur al faptului că nu vedeau altceva în acțiunile mele decât intenții de a-i chinui. Nu reușeam să-i conving de adevăratele mele intenții. Pentru peștii mei, eu eram divinitatea. Eram prea mare pentru ei, acțiunile mele erau de neînțeles. În faptele mele milostive vedeau adevărate acte de cruzime priviau încercările mele de vindecare drept acțiuni distrugătoare. Am început să înțeleg că pentru a le schimba aceste percepții ar fi fost nevoie de un fel de întrupare, ar fi fost nevoie să mă fac pește și să le vorbesc într-o limbă pe care ei să o înțeleagă. O ființă umană devenită pește nu este însă nimic în comparație cu întruparea lui Dumnezeu într-un prung. Și totuși, după cum spun Evangheliile, aceasta este ceea ce s-a întâmplat la Betleem. Dumnezeu, care crease materia, s-a întrupat în ea, așa cum un pictor ar deveni un punct pe pânza pe care o pictează, sau un dramaturg un personaj în propria piesă. Dumnezeu a scris o poveste folosind doar personaje reale din paginile istoriei reale. Cuvântul s-a făcut trup. Disprețuit. Mă înfior chiar și nu mai scrind acest cuvânt, și mai ales când îl asociez cu Isus. Ideea pe care o transmite este aceea de multă cruzime, el derivând probabil de la luptele cu câini și asociindu-se în decursul timpului învinșilor și victimelor previzibile ale unor nedreptăți. Și totuși, citind istoria despre nașterea lui Isus, nu pot decât să ajung la concluzia că, deși lumea poate înclina spre cei bogați și puternici, Dumnezeu înclină spre cei umili și disprețuiți a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale, spunea Maria în cântarea ei. Laszlo Teocheș, pastorul român a cărui persecuție a indignat o țară întreagă și a grăbit izbucnirea revoltei împotriva conducătorului comunist Ceaușescu, povestește despre o încercare de a pregăti o predică de Crăciun pentru biserica pe care o păstorea. Miliția regimului îi aresta pe dizidenți și în toată țara izbucniseră acte de violență. Temându-se pentru viața sa, Tocheș a încuiat ușile, s-a așezat jos și a citit din nou din Evangheliile lui Matei și Luca. Spre deosebire de cei mai mulți pastori care urmau să predice cu ocazia celui Crăciun, el și-a ales ca text versetele care descriau masacrul copiilor nevinovați poruncit de Irod. Acesta, a considerat pastorul, era singurul pasaj care le putea vorbi cel mai direct enoriașilor săi. Opresiune, teamă și violență, starea jalnică de fiecare zi a celor disprețuiți și călcați în picioare, ei pe toate acestea le înțelegeau foarte bine. A doua zi de Crăciun s-a aflat vestea că Ceaușescu fusese arestat. Clopotele bisericilor au bătut și toată România a fost cuprinsă de bucurie. Mai căzuse un irod. Rememorând acele zile, Teocheș spune, toate evenimentele legate de povestea Crăciunului aveau acum pentru noi o dimensiune nouă, strălucitoare, o dimensiune a istoriei înrădăcinate în realitatea vieților noastre. Pentru aceia dintre noi care le-au trăit, zilele Crăciunului din 1989 au reprezentat o podoavă bogată, grăitoare, așezată alături de istorisirea Crăciunului, o vreme când providența lui Dumnezeu și nebunia răutății umane păreau la fel de ușor de cuprins precum lumina soarelui și a lunii care învăluia dealurile nesfârșite ale Transilvaniei. Pentru prima dată, după 40 de ani, România a celebrat Crăciunul ca pe o sărbătoare publică. Poate că modalitatea cea mai bună de a percepe natura umilă, disprețuită a întrupării, este aceea de a o transpune în termeni la care ne putem relaționa noi, cei de azi. O mamă necăsătorită, fără casă, a fost forțată de împrejurări să caute adăpost în timp ce se afla în călătorie pentru a se supune cerințelor împovărătoare impuse de un guvern colonial. Locuia într-o țară care se afla în curs de refacere în urma unor războaie civile devastatoare și în care încă mai existau tulburări, o situație similară cu acelea din Bosnia, Ruanda sau Somalia din zilele noastre. Întocmai ca în cazul a jumătate dintre mamele care nasc în zilele noastre, Copilul a văzut lumina zilei în extremitatea vestică a Asiei, poate cel mai neprimitor colț de lume pentru micuțul ei nou-născut. Fiul ei a ajuns să trăiască o viață de refugiat în Africa, continentul pe care se găsesc încă cei mai mulți refugiați. Mă întreb ce-o fi simțit Maria de-a lungul anilor grei petrecuți în Egipt, amintindu-și de acea cântare de mărire care îi venise pe buze. Pentru evreu, Egiptul însemna amintirea glorioasă a unui Dumnezeu puternic care făcuse armata faraonului una cu pământul și le adusese eliberarea. Și acum iată pe Maria acolo, deznădăjduită, o străină într-o țară străină, ascunzându-se de autoritățile din propria țară. Era oare cu putință ca pruncul ei atât de vânat, de neajutorat, un veșnic fugar, să împlinească speranțele extraordinare ale poporului ei? Chiar și limba maternă a familiei aduna în ea amintiri privind statutul lor de disprețuiți. Iisus vorbea aramaica, o limbă folosită în comerț, foarte apropiată de arabă, fapt ce amintea în mod dureros de subjugarea evreilor de către alte imperii. Niște magi străini, venind probabil din regiunea care corespunde Iracului de azi, veniseră să-l viziteze pe Iisus, dar acești oameni erau considerați necurați de către evrei vremii. În mod natural, așa cum făceau toți demnitarii, ei au trecut mai întâi pe la împăratul care domnea la Ierusalim. Irod însă nu știa nimic despre copilul născut în Betleem. După ce au văzut pruncul și și-au dat seama cine era el, acești vizitatori au încălcat legea, adică l-au înșelat pe Irod, întorcându-se acasă pe un alt drum pentru a-l proteja pe copil. Aleseseră să fie de partea lui Isus, ajungând astfel să fie împotriva celor puternici. Crescând, Isus a început să fie sensibil, la modul cel mai profund, față de cei săraci, neputincioși și oprimați, pe scurt, față de cei umili și disprețuiți. Există astăzi dezbateri între teologi, aceștia încercând să decidă dacă este potrivită sau nu folosirea expresiei opțiunea preferențială a lui Dumnezeu pentru cei săraci, drept o modalitate de a descrie preocuparea lui Dumnezeu pentru cei marginalizați. Însă, din moment ce Dumnezeu însuși și-a pregătit împrejurările în care avea să se nască pe pământ, lipsit de putere și bogăție, fără drepturi, disprețuit, opiniile lui preferențiale nu mai au nevoie de alte explicații. Curajos! În 1993 am citit o știre despre o apariție a lui Mesia în zona Crown Heights din Brooklyn, New York. În Crown Heights locuiesc 20.000 de evrei din gruparea hasidică Lubavici, dintre care, în 1993, mulți credeau că Mesia se afla printre ei, în persoana lui Rabbi Menachem Mendel Schneerson. Vestea despre apariția în public a rabinului s-a răspândit ca fulgerul pe străzile din Crown Heights, iar lubavicii, în hainele lor negre și cu favoriții cârlionțați, au dat fuga spre sinagoga unde se ruga în mod obișnuit rabinul. Cei mai norocoși, care probabil comunicau între ei prin radio emițătoare, au pornit oprimii, începând să alerge spre sinagogă din clipa în care au simțit o vibrație ușoară. S-au îngrămădit cu sutele într-o sală mare, înghiontindu-se unii pe alții și cățărându-se chiar și pe stâlpi pentru a face mai mult loc. În încăpere s-a creat o atmosferă de așteptare și frenezie, întâlnită în mod normal numai cu ocazia unui mare eveniment sportiv, însă nu și la un serviciu religios. Rabinul avea 91 de ani. Suferise cu un an în urmă un accident cerebral, iar de atunci nu mai putea vorbi. Când în cele din urmă s-a tras cortina, cei îngrămădiți în sinagogă au văzut un bătrân firav, cu barbă lungă, care nu prea reușea altceva decât să facă din mână, să clatine din cap și să miște din sprâncene. Nimeni însă dintre cei adunați nu părea să fie deranjat de asta și toți cântau într-un glas să trăiești stăpânul nostru, învățătorul nostru, rabinul nostru, împărat Mesia, acum și în veci, scandând la nesfârșit tot mai tare, până când rabia a făcut un gest ușor, delicat, cu mâna și cortina l-a ascuns vederii. Mulțimea s-a îndepărtat încet, savurând momentul într-o stare de extaz. Când am citit prima dată această știre, era cât pe ce să izbucnesc în râs. Oare pe cine încercau oamenii aceia să păcălească? un mesia nonagenar și mut în Brooklyn și apoi mi-am dat brusc seama. Reacționam față de Rabbi Nirson exact așa cum reacționaseră și cei din primul secol față de Isus. Un mesia din Galileea, un biet fecior de templar. Desconsiderarea pe care am simțit-o citind despre Rabbi și despre urmașii lui fanatici m-a făcut să-mi dau oarecum seama de reacțiile cu care s-a confruntat Isus de-a lungul vieții sale. Vecinii se întrebau, nu este Maria mama lui? Și Iacov, Iosif, Simon și Iuda, nu sunt ei frații lui? Și surorile lui nu sunt toate printre noi? Atunci de unde are el toate lucrurile acestea? Alți compatrioți îl bazjocoreau zicând, poate ieși ceva bun din Nazaret? Chiar și familia lui încerca să-l țină la distanță de oameni, crezând că e nebun. Mai mari religioși încercau să-l ucidă. Cât despre mulțimea nestatornică a celor de rând, odată ziceau că are drag și că e nebun, odată încercau să-l facă împărat cu forța. Cred că a fost nevoie de curaj pentru ca Dumnezeu să lase deoparte puterea și slava și să vină printre ființele umane care urmau să-l întâmpine cu același amestec de dispreț și scepticism pe care l-am simțit și eu când am auzit pentru prima oară de Rabbi Nirson din Brooklyn. A fost nevoie de curaj ca să săriște să coboare pe o planetă cunoscută pentru violența ei, în mijlocul unui neam cunoscut pentru faptul de a-și fi respins profeții. Oare ce alt lucru mai temerar ar fi putut Dumnezeu să facă pentru om? De curaj a fost nevoie și în prima noapte, în Betleem. Cum s-a simțit Dumnezeu Tatăl în noaptea aceea, neajutorat ca orice tată pământesc, privindu-și fiul mânjit de sânge, venind într-o lume crudă și rece? Îmi răsună în minte versuri din două colinde. Una dintre ele, Micul Domn Iisus nu scoate niciun scâncet, mi se pare un fel de versiune cenzurată a evenimentelor petrecute în Betleem. Îmi imaginez că Iisus a plâns ca orice alt copil în noaptea în care a venit pe lume, o lume care urma să-i dea multe motive de plâns mai târziu ca adult. Din cea de-a doua, O Betleem, oraș micuț, un vers pare astăzi la fel de adevărat, într-un sens foarte profund ca și acum 2000 de ani toate speranțele și temerile omenirii stau pe umerii tăi în seara aceasta. Creștinismul e singura dintre credințe care a adăugat curajul la virtuțile Creatorului, spune Chesterton. Nevoia de un asemenea curaj a apărut odată cu prima noapte petrecută de Isus pe pământ și nu a dispărut decât odată cu ultima. Mai este încă o perspectivă a Crăciunului pe care n-am văzut-o niciodată ilustrată pe vreo felicitare, Probabil pentru că niciun artist, nici chiar William Blake, n-a putut să o surprindă așa cum este ea de fapt. Apocalipsa 12 trage cortina pentru a ne lăsa să aruncăm o privire asupra Crăciunului, așa cum trebuie să fie arătat el din acel loc mult mai îndepărtat, chiar decât Andromeda. Crăciunul din perspectiva lumii îngerilor. Această istorisire diferă în mod radical de cele patru Evanghelii. Apocalipsa nu pomenește nici de păstori, nici de vreun împărat care omoară prunci, din potrivă, ea înfățișează un balaur care duce în ceruri o luptă aprigă. O femeie învăluită în soare și purtând pe cap o cunună din 12 stele, țipă în chinurile facerii. Deodată apare un uriaș balaur roșu, trăgând după el cu coada o treime din stelele cerului și aruncându-le pe pământ se gemuiește hulpa la picioarele femeii, așteptând cu înfrigurare să-i devoreze copilul de îndată ce acesta se va naște. În ultima clipă, nou născutul este apucat și dus la loc sigur, femeia fuge în pustie, iar apoi începe un război care cuprinde întreg universul. Apocalipsa este o carte ciudată, din orice perspectivă am privit-o, iar cititorii ei trebuie să înțeleagă stilul propriu ca să priceapă sensul acestui spectacol extraordinar. În viața de fiecare zi se desfășoară două istorii paralele, una pe pământ și una în ceruri. Apocalipsa însă le are în vedere pe amândouă, permițând o scurtă privire în culise. Pe pământ se naște un copil, un împărat aude zvonindu-se despre asta și pornește în căutarea lui. În ceruri începe marea invazie, o incursiune temerară organizată de conducătorul forțelor binelui la scaunul de domnie al răului. John Milton a zugrăvit această perspectivă în mod grandios în Paradisul pierdut și Paradisul regăsit, poeme care se concentrează asupra cerului și pământului. Pământul fiind doar un câmp de luptă pentru ciocnirile dintre cele două forțe. Autorul modern, G.B. Phillips, a încercat și el să redea astfel de perspectivă, adoptând un stil epic ceva mai moderat și cu ocazia Crăciunului trecut m-am întors la cele imaginate de Philips pentru a încerca să scap de perspectiva mea pământească. În versiunea lui Philips, un înger mai în vârstă îi arată unui înger foarte tânăr splendorile Universului. Cei doi privesc galaxii și sori învăpăiați rotindu-se, apoi străbat în goană distanțele infinite ale spațiului, până când, în cele din urmă, intră într-o galaxie anume care numără 500 de miliarde de stele. Îl cităm pe Philips în timp ce se apropiau de steaua pe care noi o numim Soarele, precum și de planetele care se învârteau în jurul ei, îngerul bătrân arată spre o sferă mică, aproape neînsemnată, care se învârtea în jurul propriei axe foarte încet. Îngerul lui tânăr, a cărui minte era plină de măreția și gloria celor văzute până atunci, planeta îi se păru la fel de neinteresantă ca o minge de tenis murdară. Vreau să privești în mod special spre planeta aceea," îi spuse îngerul mai bătrân, îngerului tânăr, arătând cu degetul. Mie mi se pare tare mică și cam murdară, spuse îngerul tânăr. Ce o face atât de deosebită? Când am citit povestea lui Philips, m-am gândit la fotografiile trimise pe pământ de astronauții de pe Apollo, care în descrierea făcută planetei noastre vorbeau de un corp sferic, frumos și mic, un glob colorat în nuanțe de albastru, verde și arămiu, suspendat în spațiu. Mai târziu, Jim Lovell, reflectând asupra acestei descrieri, spunea: Era doar un alt corp, într-adevăr cam de patru ori mai mare decât luna, dar acolo, pe sfera aceea, era toată speranța și toată viața și toate lucrurile pe care le cunoșteau și le iubiau membrii echipajului de pe Apollo 8. Astfel, pentru ei, acesta era lucrul cel mai frumos care se putea vedea pe tot întinsul cerului. Acesta este punctul de vedere al unei ființe umane. Îngerul tânăr, însă, Pământul nu i s-a părut chiar atât de impresionant. Îl asculta, neîncrezător și uluit, pe îngerul bătrân, povestindu-i că această planetă mică, neînsemnată și nu foarte curată, era renumita planetă vizitată. Cităm din nou din Philips: Vrei să spui că Marele și slăvitul nostru Domn a coborât în persoană pe această mingiuță jalnică? De ce ar face el una ca asta? Îngerul tânăr s-a strâmbat dezgustat. Vrei să spui, a reluat el, că s-a înjosit între atât încât a devenit una dintre creaturile acelea care mișună și se târăsc pe suprafața mingii aleia plutitoare? aplutitoare? Întocmai și mă îndoiesc că i-ar face plăcere să te audă că le numești creaturi care mișună și se târăsc, pentru că oricât de ciudat ni s-ar părea nouă, el le iubește. A coborât la ele, le-a vizitat pentru a le ridica, așa încât să devină și ele ca el. Privirile îngerului tânăr își pierduseră orice expresie. Un astfel de gând aproape că depășea puterea lui de înțelegere. Am încheiat citatul. Și si mai că depășește și puterea mea de înțelegere, dar accept totuși că această idee reprezintă cheia înțelegerii Crăciunului, ea fiind, de fapt, piatra de boltă a credinței mele. Ca și creștin, cred că trăim în lumii paralele. Una dintre lumi este formată din dealuri și lacuri și grajduri și împărați și păstori ce își păzesc noaptea oile. Cealaltă e alcătuită din îngeri și forțe malefice și undeva departe din niște locuri numite rai și iad. Într-o noapte friguroasă întunecată, între dealurile unduitoare ale Betleemului, cele două lumi s-au întâlnit, ciognindu-se dramatic la o răscruce de drumuri. Dumnezeu, în care nu există nici înainte, nici după, a intrat în timp și spațiu. Dumnezeu, care nu cunoaște margini, s-a supus unor limite șocante, intrând în pielea unui copil, acceptând limitările înfricoșătoare ale mortalității. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, va scrie mai târziu unul dintre apostoli. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin el. Dar puținii martori oculari din noaptea de Crăciun n-au observat nimic din toate acestea. Au văzut doar un copilaș care lupta să respire într-un trup omenesc, care până atunci îi fusese complet străin. Oare poate fi adevărată povestea asta din Betleem, cu un creator care coboară să se nască pe o planetă mică? Dacă da, atunci cu siguranță e o poveste fără de seamăn. N-ar trebui atunci să ne mai întrebăm niciodată dacă ceea ce se întâmplă pe această biată sferă, mică și murdară, planeta noastră are vreo importanță pentru restul Universului. N-ar trebui să ne mire prea tare că un cor îngeresc a izbucnit într-un cântec spontan, tulburând nu doar câțiva păstori, ci întreg Universul. În comunitatea de albi anglosaxoni protestanți în care am crescut în Atlanta, Georgia, n-am cunoscut nici măcar un singur evreu. Pe vrei mi imaginam ca pe niște străini cu accent neobișnuit, purtând pălării ciudate care trăiau în Brooklyn sau într-o altă zonă îndepărtată, unde studiau fie psihiatria, fie muzica. Auzisem că exista o legătură între ei și cel de-al doilea război mondial, dar știam prea puțină despre Holocaust. Eram convins că acești oameni nu aveau nimic în comun cu acel sus pe care îl cunoșteam eu. Pe la 20 de ani m-am împrietenit cu un fotograf evreu, care mi-a spulberat multe dintre ideile greșite pe care le aveam cu privire la poporul lui. Într-o seară mi-a povestit până noaptea târziu ce a însemnat să-și piardă 27 dintre membrii familiei în holocaust. Apoi mi-a prezentat scritori evrei ca Elie Wiesel, Haim Potoc, Martin Buber și alții. După ce m-am familiarizat cu scrierile acestora, am început să citesc Noul Testament cu alți ochi. Cum de scăpase? Originile autentice evreiești ale lui Isus te frapează de la prima propoziție a Evangheliei după Matei, care îl prezintă ca fiind fiul lui David, fiul lui Avram. În biserică afirmăm că Isus este unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Această afirmație cuprinsă în crez se găsește la distanță de an lumină de relatările din Evanghelii care ni-l înfățișează pe Isus crescând într-o familie dintr-o așezare rurală denumită Nazaret. Relativ recent am aflat că nici măcar evrei convertiți, care i-ar fi atribuit lui Isus origini autentic evreiești, n-au fost invitați la conciliul de la Calcedon, unde s-a formulat crezul noi evrei, ne găsim permanent în pericolul de a nu se nici originile evreiești ale lui Isus, nici umanitatea lui. Din perspectivă istorică, noi suntem cei care l-am cooptat pe Isus al lor. Cunoscându-l tot mai mult pe Isus, mi-am dat seama că el nu și-a petrecut viața printre evrei în primul secol numai pentru a-i salva pe americani în secolul 20. Isus este singurul din toată istoria omenirii care a avut privilegiul de a alege unde și când să se nască, și a ales o familie de evrei credincioși dintr-o provincie îndepărtată a unui imperiu păgân. Nu-l pot înțelege pe Isus, independent de originele lui evreiești, așa cum nu-l pot înțelege pe Gandhi, independent de identitatea lui indiană. Trebuie să mă întorc foarte mult în timp pentru a-l portretiza pe Iisus ca pe un evreu din primul secol, în haină cu filacterii și cu sandale prăfuite, străbătând drumurile Palestinei. Martin Buber spunea, Noi evreii îl cunoaștem pe Iisus sub imperiul impulsurilor și al sentimentelor create de identitatea sa esențial evreiască, realități inaccesibile neevreilor. Și avea dreptate pentru a înțelege viața lui Isus, ca de altfel a oricui, trebuie să cunoști câte ceva despre cultura, familia și proveniența lui. Credincios acestui principiu, Matei nu-și începe Evanghelia cum aș fi fost eu tentat să încep, cu un anunț publicitar de genul, această carte îți va schimba viața, ci începe cu genealogia lui Isus o înșiruire aridă de nume. Matei a ales nume reprezentative din 42 de generații de evrei pentru a demonstra că Isus se trage dintr-o spiță regală. Asemenea, descendenților de condiție modestă ai regalității europene detronate, familiile de țăran din care proveneau Iosif și Maria, puteau foarte bine să-și aibă rădăcinile printre strămoșii ilustri ai neamului, ca de pildă David, cel mai mare împărat al Israelului, sau Avram, fondatorul liniei genealogice. Isus a crescut în timpul perioadei de rebeliune a mândriei evreiești. Ca o reacție în fața presiunii de a îmbrățișa cultura greacă, evreii au început să adopte nume de pe vremea patriarhilor și a exodului din Egipt, exact ca unii etnici americani care dau copiilor lor nume africane sau hispanice. Astfel că Maria vine de la Miriam, sora lui Moise, iar lui Iosif i s-a dat numele unuia dintre cei 12 fii ai lui Iacov ca și celorlalți patru frați ai săi însuși numele lui Isus vine de la Iosua, el va mântui, un nume comun în acele zile. După cum ne arată listele de jucători ale marilor ligi de baseball, numele de Iesus este încă popular printre latinoamericani. Banalitatea lui, exact ca numele de Bob și Joe din zilele noastre, trebuie să fi zgâriat urechile evreilor din primul secol care îl ascultau vorbind. Evreii nu pronunțau numele lui Dumnezeu, cu excepția marelui preot, și acesta o făcea doar o singură dată pe an. Și astăzi evreii ortodoxi scriu cu atenție doar prima și ultima literă a acestui nume. Pentru oamenii crescuți într-o asemenea tradiție, ideea că o persoană obișnuită, cu nume comun ca Isus, putea fi mântuitorul lumii și fiul lui Dumnezeu, părea de-a dreptul scandaloasă pentru numele lui Dumnezeu. Isus era om, fiul Mariei și atâta tot. Semnele originii evreiești a lui Isus se întâlnesc peste tot în Evanghelii. La opt zile a fost circumcis. Singura scenă din copilăria sa descrie în mod semnificativ participarea familiei lui la o sărbătoare în Ierusalim, ceea ce a însemnat absența lor de acasă timp de mai multe zile. Ca adult, Iisus a închinat în sinagogă și la templu, a practicat obiceiurile evreiești și a vorbit în termeni pe care evreii îi înțelegeau. Chiar și controversele sale cu unii evrei, ca de pildă farisei, subliniază faptul că aceștia se așteptau ca el să împărtășească valorile lor și să se comporte ca ei. După cum remarcă teologul german Jürgen Moltmann, dacă Isus ar fi trăit în timpul celui de-al treilea Reich, mai mult ca sigur că ar fi fost stigmatizat la fel ca restul evreilor și trimis la camerele de gazare. Pogrom a existat și în vremea lui, masacrul copiilor poruncite de Irod și ținta acestuia a fost chiar el. Un prieten rabin a făcut observația că cei mai mulți creștini înțeleg strigătul lui Isus de pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai părăsit, ca pe un moment de luptă profundă între tată și fiu, pe când evrei înțeleg aceste cuvinte ca pe strigătul de moarte al unei alte victime dintre evrei. Cu siguranță Isus nu a fost nici primul și nici ultimul evreu care și-a strigat durerea prin cuvinte din psalmi în timpul supliciului său. Cu toate acestea, la câteva generații după Isus, s-a produs o ciudată inversiune. Cu rare excepții, evreii au încetat să-L mai urmeze și biserica s-a constituit în întregime din alte popoare, ce s-a întâmplat? Mi este clar că Isus nu a corespuns așteptărilor pe care evreii le aveau de la Mesia. Este imposibil să exagerezi importanța cuvântului Mesia printre evreii credincioși. Sulurile de la Marea Moarte descoperite în 1947 confirmă că întreaga comunitate din Cumbram aștepta sosirea iminentă a unei figuri mesianice, rezervându-i zilnic un loc liber la masă. Evrei credeau cu tărie că dintr-o mică provincie rătăcită printre marile puteri se va naște un conducător mondial, oricât ar fi părut de îndrăzneț acest gând. Așteptau un împărat care avea să readucă gloria poporului evreu. În timpul vieții lui Isus, în țară era o atmosferă de revoltă. Periodic apărea câte un pseudomesia pentru a conduce revolte care erau înăbușite în sânge. Un exemplu este cel al profetului, numit Egiptianul, care a atras mulțimea în deșert, unde a proclamat că zidurile Ierusalimului vor cădea la porunca lui. Guvernatorul roman a trimis un detașament de soldați care au ucis atunci patru mii de rebeli. Când s-a răspândit vestea că un alt profet a apărut în deșert, mulțimile s-au adunat să vadă un om sălbatic îmbrăcat în haina din păr de cămilă. Nu sunt eu Cristosul, Mesia, repeta Ioan botezătorul, după care le dădea speranțe mai mari, vorbindu-le despre cel ce urma să vină. Întrebarea lui Ioan adresată lui Isus, Tu ești acela ce trebuie să vină sau să așteptăm pe altul, era întrebarea șoptită de buzele tuturor evreilor în acele vremuri. Toți profeții evrei învățaseră poporul că într-o zi Dumnezeu își va instaura împărăția pe pământ, de aceea zvonurile despre fiul lui David aprindeau speranțele evreilor. Dumnezeu le va dovedi personal că nu i-a uitat. Așa cum striga Isaia, O, de ai despica cerurile și te-ai coborâ, s-ar topi munții înaintea ta și ar tremura neamurile înaintea ta, când a apărut însă pe scenă cel spre care arăta Ioan, nici munții nu s-au topit, nici popoarele pământului n-au tremurat înaintea lui. Isus nu a împlinit nici pe departe speranțele evreilor. Din potrivă, după numai o generație, romanii au ras Ierusalimul de pe fața pământului. Tânăra biserică creștină a înțeles distrugerea templului ca pe un semn al anulării legământului dintre Dumnezeu și Israel iar după primul secol puține evrei s-au mai convertit la creștinism. Creștinii și-au însușit scripturile evreiești, redenumindu-le Vechiul Testament și au pus capăt celor mai multe obiceiuri evreiești. Respinși de biserică, acuzați de moartea lui Isus, unii evrei au început o campanie împotriva creștinilor au răspândit zvonul că Isus este progenitura nelegitimă a Mariei, rezultată dintr-o aventură amoroasă cu un soldat roman și au scris o parodie grosolană a evangeliilor. Isus a fost executat în ajunul Paștelor, spune o relatare, pentru că a practicat vrăjitoria, a amăgit și a dus în rătăcire Israelul. Omul a cărui naștere a fost celebrată de îngeri cu proclamații de pace a adus dezbinarea în istoria omenirii. Cu câțiva ani în urmă m-am întâlnit la New Orleans cu 10 creștini, 10 evrei și 10 musulmani. Psihiatrul Scott Peck ne a invitat acolo pentru a experimenta posibilitatea de a depăși diferențele dintre noi, suficient de mult pentru a putea crea o comunitate. Fiecare grup a ținut un serviciu religios: musulmanii vineri, evrei sâmbătă și creștinii duminică, iar ceilalți erau invitați să asiste. Serviciile au dovedit similitudini frapante lucru care ne-a silit să ne aducem aminte că cele trei credințe au multe în comun. Probabil că intensitatea sentimentelor celor trei tradiții izvorăște dintr-o sursă comună, și anume disputele familiale sunt cele mai pline de îndârjire, iar războaiele civile cele mai sângeroase. La experimentul din New Orleans am învățat un cuvânt nou, ultraseparatism. Evreilor le displace ideea că iudaismul a trecut pe locul 2 în urma creștinismului. Mă simt ca un specimen rar al istoriei, ca și cum religia mea nu mai e bună decât de internat într-un azil, spune unul dintre evrei practicanți. Mă deranjează când aud vorbindu-se de Dumnezeul Vechiului Testament sau chiar și numai de Vechiul Testament. Creștinii au preluat și cuvântul Mesia sau cel puțin echivalentul lui în greacă, Hristos. Un rabin povestește cum a crescut în singura familie de evrei dintr-un orașel din Virginia. În fiecare an, creștinii îi cereau tatălui său, un membru respectat al comunității, și evreu fiind imparțial în judecățile sale, să aprecieze care dintre ghirlandele luminoase de Crăciun meritau să fie premiate. În anii copilăriei, acest rabin trecea cu tatăl său cu mașina pe lângă fiecare casă din oraș, privind îndelung și cu un dor nestins, amestecat cu neputința de a înțelege la luminile de Crăciun care se prindau sub ochii lor. Nu știam că musulmanii au față de ambele credințe o atitudine ultra-separatistă. Din perspectiva lor, creștinismul își trage rădăcinile din iudaism și a incorporat părți din iudaism. Islamul își trage rădăcinile din ambele religii și a incorporat părți din ambele religii. Avram a fost un profet, Isus a fost un profet, dar Mohamed a fost profetul. Vechiul Testament își are locul lui, Noul Testament își are și el locul lui, dar Coranul este revelația finală. Ascultându-i vorbind despre propria mea credință cu atâta superioritate, am înțeles cum se simte evreii de 2000 de ani încoace. După ce am urmărit cele trei grupuri expunându-și diferențele de opinie, mi-am dat seama de asemenea de cât de adâncă este divizarea produsă de Isus Serviciul de închinare musulman a constat preponderent din rugăciuni reverențioase față de cel atotputernic. La serviciul evreiesc s-a citit din psalm și din Tora și s-a cântat cu multă însuflețire. Fiecare din aceste elemente se regăsește în serviciul creștin, însă elementul care ne separă de ceilalți este cina Domnului. Acesta este trupul meu care se dă pentru voi, a citit predicatorul înainte de a împărți pâinea. Trupului lui Hristos este punctul de divergență. La cucerirea Asiei Mici, musulmanii au transformat multe biserici în moschei, pe care au pus următoarea inscripție, ca un avertisment pentru eventualii creștini rămași. Dumnezeu nu a născut și nu este născut. Aceeași frază se poate regăsi, zugravită, pe pereții sinagogilor. Marea divizare a istoriei s-a produs cu mult timp în urmă, la Betleem și la Ierusalim. A fost Isus cu adevărat Mesia, Fiul lui Dumnezeu? Conform argumentelor evreilor din New Orleans, un Mesia care moare la vârsta de 33 de ani, o națiune care se prăbușește după moartea Mântuitorului ei, o lume care e din ce în ce mai fărămițată, sunt fapte aparent lipsite de orice noimă pentru conaționalii lui Isus. Totuși, în ciuda a două mii de ani de diviziune, în ciuda violentului antisemitism din acest secol, interesul evreilor față de Isus reînvie. În 1925, când exegetul evreu Joseph Klausner a decis să scrie o carte despre Isus, nu a găsit decât trei studii ample asupra vieții lui Isus semnate de colegii lui evrei contemporani. Astăzi există sute de astfel de studii, printre care câteva extrem de bine documentate. Școlarii evrei de azi învață că Isus a fost un mare învățător, dacă nu cel mai mare învățător evreu, care ulterior a fost asimilat de celelalte popoare. E posibil să citești Evangheliile fără idei preconcepute? Evreii le citesc cu suspiciune, oarecum înclinați să găsească în ele o piatră de potignire, să fie scandalizați. Creștinii le citesc prin prisma istoriei Bisericii. Ar fi benefic pentru ambele grupuri să reflecteze la primele cuvinte ale lui Matei. Cartea neamului lui Isus Hristos, fiului David, fiului Avram. Calitatea de fiu a lui David ne vorbește despre linia mesianică a lui Isus pe care evreii n-ar trebui să o ignore. O calitate pe care nu a negat-o pentru a-și salva viața nu poate fi lipsită de semnificație pentru el, notează dod. Cealaltă calitate a lui, respectiv cea de fiu a lui Avram, amintește de linia evrească a lui Isus, pe care, de data aceasta, noi creștinii n-ar trebui să o ignorăm. Iaroslav Pelican scrie, cităm, ar fi existat atâta antisemitism, atâtea pogromuri, ar fi existat un Auschwitz, dacă toate bisericile și toate familiile creștine s-ar fi închinat Mariei și ar fi înfățișat o în icoane, nu doar ca Maica Domnului și Regina Cerului, ci și ca Fecioară Evreică, Noua Miriam, iar pe Hristos, nu doar ca Pantocrator, dar și ca Rabbi Iesua Bar Iosif, adică Fiul lui Iosif, Rabi Iisus din Nazaret? În copilărie n-am cunoscut nici măcar un singur evreu. Acum cunosc mai mulți, și cunosc și câte ceva din cultura lor. Cunosc legăturile puternice care există între ei și care mențin vii sărbătorile sfinte, chiar și în familii care nu mai cred în semnificația acestora. Cunosc argumentele lor pătimașe care la început m-au intimidat, dar care mai târziu m-au atras ca stil personal de a lupta și respectul dus până la reverență față de rânduieli în mijlocul unei societăți care apreciază mai ales independența. Tradiția transmiterii obiceiurilor din generație în generație i-a ajutat pe evrei să-și conserve cultura în ciuda încercărilor celor din jur de a o elimina și le-a menținut bucuria de a se prinde de mâini pentru a dansa și cânta, chiar dacă lumea le oferă prea puține motive de sărbătoare. Aceasta este cultura în care a crescut Isus, o cultură evreiască. E adevărat că a schimbat-o, dar a început prin a fi evreu. Acum, când încerc să-mi imaginez cum a fost Isus ca adolescent, mă gândesc la băieții evrei din Chicago. Când gândul acesta mă irită, îmi aduc aminte că pe vremea lui, Isus însuși a avut parte de reacții adverse. Un adolescent evreu, cu siguranță, dar Fiul lui Dumnezeu? Isus nu a ales doar o națiune, ci și un moment și un loc în care să se nască. Cum spune Bonhoeffer, istoria a devenit pântecele din care s-a născut Dumnezeu. De ce însă, tocmai în acel moment al istoriei? Mă întreb uneori de ce nu s-a născut Isus în zilele noastre, când ar fi putut profita de imensele avantaje ale comunicării prin mass media, sau pe vremea lui Isaia, când Mesia era așteptat cu tot atâta înfrigurare, iar Israelul era încă o națiune independentă. În ce măsură era pregătit primul secol pentru intrarea lui Dumnezeu în lume? Fiecare perioadă istorică are atmosfera ei specifică. Secolul al XIX-lea a fost caracterizat de încredere optimistă, secolul al XX-lea de haos violent. În vremea nașterii lui Isus, în Imperiul Roman, aflat la pogeu, domneau speranța și optimismul. Întocmai ca Uniunea Sovietică, înainte de dezmembrare, sau ca Imperiul Britanic, din zilele Reginei Victoria, Roma menținea pacea cu ascuțișul săbiei, dar în general, la menținerea ei contribuiau și popoarele cucerite, cu excepția Palestinei. Atmosfera anterioară nașterii lui Isus anticipa o nouă ordine mondială, iar poetul roman Vergiliu scria celebrul vers care avea să sune ca o profeție testamentală. El scria: o nouă rasă umană coboară din înălțimile cerului, o schimbare care avea să se producă la nașterea unui copil cu care se va încheia era de fier a umanității și care va deschide era de aur. Vergiliu nu a scris aceste cuvinte mesianice cu referire la Isus, ci la Cezar Augustus, care era considerat divinitate printre oameni, restauratorul lumii și care reușise să reinstaureze pacea în imperiu, punând capăt războiului civil care izbucnise la asasinarea lui Iulius Cezar. Augustus le-a oferit supușilor romani loial pace, siguranță și distracții, în două cuvinte pâine și circ. Pax Romana asigura cetățenilor protecție împotriva pericolului din afară și le oferea beneficiile justiției romane și ale guvernării civile. Cu timpul însă, un suflu nou venit dinspre Grecia a început să pătrundă în corpul politic roman. Cetățenii din întreg imperiul se îmbrăcau în tocmai ca grecii, își făceau case în stil grecesc, jucau jocul grecești și vorbeau greaca, cu excepția Palestinei. Palestina, singura țară pe care giganticul imperiu nu putea asimila, exaspera Roma la culme. În contrast cu toleranța romanilor pentru mai multe divinități, evreii credeau cu tenacitate într-un singur Dumnezeu, Dumnezeul lor, care le descoperise o cultură distinctă, făcând astfel din ei poporul ales. William Barclay relatează ce s-a întâmplat când aceste două națiuni s-au ciocnit. El scria, este un adevăr istoric faptul că în decurs de 30 de ani, între 67 și 37 înainte de Hristos, înainte de ridicarea lui Rod cel Mare, în Palestina au murit numai puțin de 150.000 de oameni în revolte populare. Nu era pe lume țară mai pătimașă și mai rebelă ca Palestina. Am încheiat citatul. Evrei s-au împotrivit elenizării cu tot atâta violență ca în lupta cu legiunile romane. Rabinii mențineau aprins această versiune, reamintindu-le evreilor de încercările unui nebun să le ucid, pe nume Antiohus, de a-i eleniza pe evrei cu mai bine de un secol în urmă. Antiohus le-a impus băieților evrei să se supună unor intervenții chirurgicale care corectau efectele circumciziei pentru a putea apărea goi în întrecerile atletice grecești a biciuit un preot bătrân până la a omorât pentru că a refuzat să mănânce carne de porc și a ciopărțit o mamă cu șapte copii pentru că nu a vrut să se închine la un idol. Într-un act odios, cunoscut sub numele de urăciunea pustiirii, a pătruns în Sfânta Sfintelor, în templu, și a sacrificat un porc necurat pe altar în cinstea zeului grec Zeus, pângărind sanctuarul cu sângele acestuia. Stârnind evrei la revolta condusă de Macabei, campania lui Antiohus a eșuat în mod lamentabil. Evreii încă mai sărbătoresc Hanuca în amintirea acelei victorii. Practic, Macabei au reușit să țină departe invadatorii timp de un secol, până când implacabila armată romană a pătruns în Palestina. 30 de ani i-au trebuit armatei romane pentru a înăbuși orice încercare de revoltă. Apoi Roma l-a însconat pe puternicul Irod ca rege marionetă. A rămas celebră întrebarea pe care acesta a pus-o în timp ce privea cum romanii ucideau femei și copii în casele lor, în piețe și chiar în templu. El a întrebat, romanii au de gând să nimicească locuitorii și toată cetatea ca eu să domnesc peste o pustietate? Cât pe ce? Când a urcat pe tron, Ierusalimul și aproape tot restul țării zăceau în ruine. Irod încă mai domnea când s-a născut Isus. În comparație cu perioada istorică anterioară, Palestina a fost liniștită sub mâna lui de fier, pentru că lungile războaie de până atunci au secătuit atât spiritul cât și resursele evreiești. Cu tremurul din anul 31 înainte de Hristos, au ucis 30.000 de evrei și nenumărate animale, aducând cu sine și mai multă sărăcie. Evreii numeau asemenea tragedii patimile lui Mesia și îl implorau pe Dumnezeu să le trimită un eliberator. Este greu de găsit o paralelă modernă acum, când Imperiul Sovietic s-a prăbușit cu situația delicată cu care se confruntau evreii sub dominația romană. Poate, cine știe, situația din Israelul acelor vremuri ar putea fi comparată cu cea actuală din China și din Tibet, sau cu cea negrilor din Africa de Sud, înainte de a-și câștiga libertatea față de guvernarea minoritară. Cea mai provocatoare sugestie ne-o dau însă vizitatorii Israelului din zilele noastre, care nu pot să nu observe similitudinea dintre situația grea a evreilor galileeni din vremea lui Isus și cea a palestinienilor din timpurile moderne. În vremea lui Isus erau servite interesele economice ale vecinilor bogați a evreilor. La fel stau lucrurile în ceea ce -i privește pe palestinienii de astăzi. Pe vremea lui Isus, evreii aflați sub ocupație trăiau în cătune. Azi, palestinienii trăiesc în tabere de refugiați, în mijlocul unei culturi moderne, străine. Pe vremea lui Isus, oamenii erau expuși stărilor de asediu, interdicțiilor și discriminării. Același lucru se poate spune despre palestinienii de astăzi. Malcolm Muggeridge comenta în anii 70: Rolul legiunilor romane a fost preluat de armata Israelului. Acum arabii sunt în poziția poporului supus. Lor li se recunoaște dreptul de a-și construi moschei și de a-și practica religia, așa cum li se recunoșteau asemenea drepturi evreilor din timpul vieții lui Isus, dar altfel sunt tratați ca cetățeni de mâna a doua. Evreii galileeni erau receptivi la apelurile la revoltă armată și la fel sunt palestinienii de astăzi. Să ne gândim la Orientul Mijlociu și la toată violența și intrigile de acolo, la partidele care se hărțuiesc în permanență într-un asemenea mediu incendiar, s-a născut Isus. Călătoria din Iudeia spre Galileea în timpul primăverii e o trecere de la brun la verde, de la un pământ arid și pietros la câmpiile mănoase din bazinul Mediteranei. Fructele și legumele cresc din abundență, pescarii se îndeletnicesc cu meșteșugul lor în Marea Galilei, iar dincolo de dealuri, spre vest, se întinde albastrul strălucitor al Mării Mediterane. Orașul Nazaret, în care a crescut Isus, atât de neînsemnat încât nici măcar nu apare pe lista celor 63 de orașe menționate în Talmud, este așezat pe un versant cam la 400 de metri deasupra nivelului mării. Priveliștea care se înfățișează ochiului privitorului oprit pe coama dealului se întinde de la muntele Carmel aflat în vecinătatea țărmului până la vârful înzăpezit al muntelui Hermon spre nord. Cu pământuri fertile, peisaje pitorești și o climă plăcută, Galilea are punctele ei de atracție, ceea ce mă face să cred că Isus s-a bucurat de copilăria lui pe aceste meleaguri. Florile sălbatice și buruienile care cresc printre culturi, metoda migăloasă de separare a grâului de pleavă, smochinii și viile înșiruite pe dealuri și ogoarele care devin aproape albe când se coc, toate acestea se regăsesc în parabolele și învățăturile sale. Dar, așa cum am spus, există unele caracteristici ale Galilei care nu sunt la fel de evidente. La vreo 5 km spre nord, ușor de văzut din Nazaret, se găsește strălucitorul oraș Seforis, care pe atunci se afla în reconstrucție. Vecinii lui Isus, poate chiar dată lui, făceau negoț acolo. În cea mai mare parte a vieții lui Isus, echipele de constructori au lucrat la această metropolă greco-romană cu străzi mărginite de colonade, un forum, un palat, o baie și un gimnaziu, un fel de sală de sport și vile luxoase, toate construite din calcar alb și marmură colorată. Într-un teatru impozant, cu patru mii de locuri, actorii greci sau hipocrites amuzau publicul alcătuit dintr-un amestec de nații. Isus a împrumutat mai târziu acest cuvânt pentru a descrie o persoană care juca un rol fals în public. În timpul vieții lui Isus, Seforis a fost capitala Galilei, al doilea oraș ca importanță după Ierusalim din toată Palestina. Evangheliile nu relatează nici măcar o dată că Isus ar fi vizitat sau menționat orașul. N-a vizitat nici Tiberias, stațiunea de iarnă lui Rod, situată în apropiere pe malul lacului Galilei. Isus a ocolit cu grijă centrele politice bogate. Deși Irod s-a străduit să facă din Galileea cea mai prosperă provincie din Palestina, puține au cules roadele eforturilor lui. Țăranii fără pământ au servit interesele proprietarilor bogați. Boala sau clima nefavorabilă pe timp îndelungat aduc dezastrul în cele mai multe familii. Știm că Isus a crescut în sărăcie. Familia lui nu-și putea permite un miel pentru jerfă, de aceea au adus la templu doar o pereche de porumbei. Galileea avea reputația unei pepiniere de revoluționari. În anul 4 înainte de Hristos, în preajma nașterii lui Iisus, un rebel a pătruns în depozitul cu muniții din Seforis și l-a jefuit pentru a-și înarma și. Trupele romane au recuperat armele și au dat foc orașului ceea ce explică de ce a trebuit reconstruit, crucificând 2000 de evrei care au participat la revoltă. Zece ani mai târziu, un alt rebel numit Iuda a incitat la revoltă, îndemnându-și compatrioții să nu mai plătească biruri împăratului roman. El a ajutat la formarea grupării zeloților, grupare care a hărțuit Roma timp de 60 de ani. Doi dintre fiii lui Iuda au fost crucificați după moartea lui Isus, iar ultimul lui fiu va captura fortăreața Masada din mâinile romanilor, jurând să apere până la moartea ultimului evreu. Până la urmă, un număr de 960 de bărbați, femei și copii evrei au preferat să-și pună capăt vieții decât să cadă prizonieri în mâna romanilor. Galileenii iubiau libertatea și erau gata să o obțină cu orice preț. Din cauza prosperității și a activismului ei politic, Galilea și-a câștigat prea puțin respectul populației din restul țării era cea mai îndepărtată provincie de Ierusalim și cea mai înapoiată cultural. Literatura rabinică a timpului îi înfățișează pe galileeni ca pe niște neciopliți pe seama cărora se făceau mereu glume. Galileenii care învățau ebraica o pronunțau atât de greșit încât nu erau chemați să citească tora în alte sinagogi. Faptul că vorbeau prost limba aramaică uzuală le trăda rădăcinile galileene, așa cum avea să-i se întâmple lui Petru în ziua în care a fost trădat în curtea templului de accentul lui rural. Cuvintele aramaice care ne-au rămas în Evanghelii ne arată că Isus a vorbit și el în acel dialect nordic, stârnind fără îndoială scepticismul cu privire la persoana sa. Cum, din Galileea are să vină Hristosul? Sau, poate ieși ceva bun din Nazaret? Existau și alți evrei care nu vedeau cu ochi prea buni Galileea din punct de vedere spiritual. Un fariseu care a petrecut 18 ani în Galileea, fără niciun rod, se plângea, Galileea, Galileea, tu urăști Tora! Nicodim, care s-a ridicat în apărarea lui Isus, a fost și el redus la tăcere cu replica, și si tu ești din Galileea? Cercetează și vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc. Înșiși și frații lui Isus l-au sfătuit: pleacă de aici și dute în Iudeea. Din perspectiva bazei puterii religioase din Ierusalim, Galileea părea ultimul loc din care ar fi fost posibil să se ridice Mesia. Când citesc Evangheliile, încerc să mă transpun în acea perioadă istorică. Cum aș fi reacționat eu la opresiune? M-aș fi străduit să fiu un cetățean model și să mă țin departe de probleme pentru a trăi și a-i lăsa și pe alții să trăiască? Aș fi fost atras de insurecții violente ca zeloții? M-aș fi luptat pe căi mai puțin ostentative, ca de pildă neplata taxelor? Sau mi-aș fi consumat energiile în mișcări religioase, evitând controversele politice? Ce fel de evreu aș fi fost eu în primul secol? Cei opt milioane de evrei din Imperiul Roman, dintre care un sfert trăiau doar în Palestina, puneau la grea încercare răbdarea romanilor. Romanii îi stigmatizau pe evrei ca atei datorită refuzului lor de a venera zei greci și romani și îi considerau niște neadaptați din punct de vedere social din cauza obiceiurilor lor specifice. Evrei refuzau să mănânce hrana necurată a vecinilor lor, refuzau să lucreze de vineri seara până sâmbătă și disprețuiau serviciile civile. Cu toate acestea, Roma a acordat iudaismului statut legal. Statutul liderilor evrei de atunci se asemăna în multe privințe cu statutul bisericilor rusești din vremea lui Stalin. Puteau coopera, ceea ce însemna că trebuiau să accepte intervențiile guvernului sau puteau să nu se supună, ceea ce atrăgea după sine o aspră persecuție. Irod cel Mare se încadrează bine în tiparul lui Stalin pentru că a menținut comunitatea religioasă într-o stare de permanentă suspiciune și teroare prin rețeaua lui de spioni. Schimba marele preot așa cum își schimba hainele, se plângea un scriitor evreu. Populația a reacționat prin fărâmițarea în partide, care adoptau fie calea colaboraționismului, fie pe cea a separatismului. Acestea erau grupările care mergeau după Isus și îl ascultau vorbind, îl verificau, îl analizau. Esenienii erau cei mai izolați dintre toți. Pacifiști fiind, ei nu s-au opus în mod activ nici lui Irod, nici romanilor, ci s-au retras în comunități asemănătoare celor monahice, în peșterile deșertului. Convinși că invazia romană era o pedeapsă pentru încălcarea legii, s-au dedicat purificării spirituale. Esenienii făceau zilnic spălări rituale, aveau un regim alimentar strict, nu defecau sâmbăta, nu purtau bijuterii, nu făceau jurăminte și aveau toate bunurile materiale în comun. Sperau că credința lor va grăbi sosirea lui Mesia. Zeloții, la rândul lor, practicau o altă strategie de separatism, fiind partizani ai revoltei armate pentru alungarea străinilor necurați. Una din facțiunile zeloților punea la cale acte de terorism politic împotriva romanilor, în timp ce cealaltă opera ca un fel de poliție de moravuri pentru a-i obliga pe fraților evrei să respecte regulile. Într-o fază incipientă a purificărilor etnice, zeloții amenințau cu linșarea pe orice evreu care se căsătorea cu o persoană de alt neam. În timpul lucrării lui Isus, observatorii au notat că printre discipolii lui se găsea și Simon Zelotul. Pe de altă parte, contactele sociale ale lui Isus cu neamurile sau cu străinii, fără să mai adăugăm parabolele ca bunul samaritian, îi indignau la culme pe zeloți. La cealaltă extremă, colaboraționiștii încercau să se descurce în cadrul sistemului. Romanii garantau autoritate limitată Consiliului Evreiesc numit Sanhedrin, iar în schimbul privilegiilor acordate, acesta colabora cu romanii, investigând orice urmă de insurecție. Era în interesul lor să prevină revoltele și reprimările dure care le urmau. Istoricul evreu Iosefus povestește despre un țăran care își pierduse judecata limpede și striga vai de tine Ierusalime în mijlocul sărbătorilor populare agitând mulțimea. Sanhedrinul a încercat în zadar să-l pedepsească, astfel că l-au predat guvernatorului roman pentru a-l biciui cum se cuvenea. A fost bătut până la sânge și ordinea a fost restabilită. În același spirit, Sanhedrinul a trimis reprezentanți pentru a-i cerceta pe Ioan Botezătorul și pe Isus, să fi fost aceștia o amenințare reală la adresa păcii? Trebuiau predați romanilor? Caiafa, marele preot, reprezintă modelul perfect al colaboraționismului acelor vremuri, lui, aparținându-i cuvintele, este de folos să moară un singur om pentru norod. Saducheii erau colaboraționiștii cei mai nerușinați. Au început prin a se eleniza sub greci și au continuat prin a colabora pe rând cu macabei, cu romanii și apoi cu Irod. Umaniști în teologia lor, saducheii nu credeau în viața de după moarte sau în intervenția lui Dumnezeu pe pământ, fie ce o fi. Și pentru că nu există o răsplată sau o pedeapsă viitoare, omul se poate bucura de timpul limitat pe care îl trăiește pe pământ. Judecând după casele lor ca niște palate, după vasele de argint și aur descoperite de arheologi, se pare că saducheii știau ce înseamnă să te bucuri de viață din plin dintre toate facțiunile din Palestina, era periclitat la cea mai mică amenințare. Fariseii, gruparea populară a clasei de mijloc, s-au aflat adesea pe linia de graniță, oscilând între separatism și colaboraționism. Aveau standarde foarte înalte de puritate, mai ales în ce privește ținerea sabatului, curățirea rituală și respectarea cu exactitate a zilelor de sărbătoare. Pe evrei care nu se conformau îi considerau păgâni și îi dădeau afară din adunările locale, le boicoteau afacerile și îi excludeau de la mese și relații sociale. Fariseii și-au avut și ei partea lor de persecuție. Într-o anumită situație au fost crucificați 800 de farisei într-o singură zi. Deși credeau cu ardoare în Mesia, fariseii refuzau să se lase repede cuceriți de orice impostor sau făcător de minuni care ar fi putut aduce dezastru asupra națiunii. Fariseii își alegeau cu grijă luptele și nu-și puneau viața în pericol decât dacă era necesar. S-a întâmplat odată ca Pilat din pont să-și calce făgăduința făcută evreilor de a nu permite niciodată trupelor romane să intre în Ierusalim, purtând steaguri cu chipul împăratului. Fariseii au văzut în aceasta un act de idolatrie. În semn de protest, o mulțime formată din evrei, majoritatea farisei, au făcut un fel de grevă, s-au adunat în fața palatului lui Pilat cinci zile și cinci nopți și au stat jos pe pământ, plângând și implorându să renunțe. Pilat le-a poruncit să se adune la hipodrom, unde soldații i-au înconjurat, amenințându-i cu moartea dacă nu încetează bocetul. Farisei au căzut cu fața la pământ și au dezgolit gâtul ca unul, declarând că preferă să moară decât să accepte încălcarea legilor lor. Pilat a cedat. Dacă ar fi să aleg dintre toate aceste grupări, cred că m-aș opri la farisei. Aș fi fost un admirator al abordării pragmatice a guvernului conducător, poziția aflată în echilibru cu dorința lor de a-și respecta principiile. Oameni obișnuiți, fariseii erau buni cetățeni. Cercetătorii în domeniu nu înțeleg de ce evangheliile relatează atâtea conflicte între Isus și farisei, când, de fapt, el avea mai multe în comun cu ei decât cu saducheii, esenienii sau cu zeloții. O explicație ar fi aceea că evangheliile au fost scrise la câteva decenii după moartea lui Isus, când Ierusalimul era deja distrus, iar celelalte partide dispăruseră practic. Este de înțeles de aceea că autorii evangheliilor s-au focalizat asupra singurei amenințări la adresa creștinilor, farisei. Radicalii cum erau cei din gruparea esenienilor sau zeloții m-ar fi iritat. Pe saduchei aș fi disprețuit, considerându-i niște oportuniști. Prin urmare, ca simpatizant al fariseilor, aș fi stat undeva la margine printre cei care îl ascultau pe Isus, urmărindu-l ce soluții oferă la problemele presante ale momentului. M-ar fi câștigat Isus de partea lui? Oricât aș dori, n-aș putea răspunde cu ușurință la această întrebare. Mai devreme sau mai târziu, Isus reușea să contrarieze și să-și o îndepărteze pe fiecare dintre grupările majore din Palestina. El avea o a treia cale, nici separatistă, nici colaboraționistă, care comuta accentul de pe împărăția lui Rod sau a lui Cezar pe împărăția lui Dumnezeu. Din perspectivă istorică, pare dificil să observăm nuanțele care au despărțit o grupare de alta sau să înțelegem de ce izbucneau controverse cu privire la aspecte nu atât de importante ale învățăturii lui Isus. Cu toate diferențele dintre ei, esenienii, zeloții, farisei și saducheii aveau un singur scop, conservarea cu tot ce era tipic evreiesc cu orice preț. Față de acest scop, Iisus a reprezentat o amenințare și sunt convins că și eu aș fi perceput activitatea lui ca amenințare. Evreii ridicau practic un zid protector în jurul culturilor lor, cu speranța că vor salva mica lor națiune cu idealuri înalte de păgânii din jurul lor. Ar fi putut Dumnezeu să elibereze de stăpânirea Romei așa cum i-a eliberat din Egipt? Într-una din învățăturile lor tradiționale se spunea că dacă tot Israelul se pocăia o zi întreagă sau respecta cu sfințenie și fără greșeală două sabate, urma ca Mesia să vină în curând cu mântuirea lui. Se simțea pregătirea unei treziri spirituale alimentate de existența unui templu nou, splendid, Construit pe o platformă uriașă care domina Ierusalimul, Templul a devenit punctul focal al mândriei naționale și speranța pentru viitor. În acest cadru, asemenea altor evrei, aș fi judecat afirmațiile lui Isus despre legalism, despre ținerea sabatului și despre Templu. Cum aș fi putut împăca respectul meu pentru valorile familiei cu un comentariu de genul: cine iubește pe tată, ori pe mamă, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine și cine iubește pe fiu ori pe fică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Ce a vrut să spună Isus? În mod similar, un comentariu de genul, stricați templul acesta și în trei zile îl voi ridica, nu era doar o laudă goală în urechile saducheilor, ci o blasfemie, ba chiar o trădare care lovea în esența unității evreilor. Oferta lui Isus de a ierta păcatele Părea tot atât de bizară și de deplasată ca și oferta unei persoane particulare de a elibera cuiva un pașaport sau o autorizație de construcție. Cine se credea Iisus, deși-a rogat dreptul la întâietate în întregul sistem al templului? După cum s-a dovedit ulterior, teama evreilor de suicid cultural s-a dovedit pe deplin justificată. Nu Isus, ci alte figuri carismatice vor conduce revolte care în anul 70 după Hristos vor determina Roma să distrugă templul și să transforme Ierusalimul în ruine. Orașul va fi reconstruit mai târziu ca și colonie romană cu un templu închinat zeului Jupiter pe locul vechiului templu evreiesc. Evreilor li s-a interzis accesul în oraș sub amenințarea cu moartea. Roma a declanșat exilul evreilor, care nu s-au repatriat în totalitate, nici până în zilele noastre, și care a schimbat fața iudaismului pentru totdeauna.